primul război mondial, își desfășura forțele devastatoare, potopind cu nemărginită furie pământuri, așezări, distrugând vieți omenești. Imperiul Austro-Ungar purta războiul de fronturile italienesc, rusesc sau românesc. Mulți ostași ofițeri încercau cu prețul vieții să dezerteze. Protestau în felul acesta față de războiul criminal. Asemenea încercări erau reprimate însă cu deosebită cruzime. Gata, grapă, să treci, domnule. În numele împăratului, Curtea Marțială a Diviziei 5-a, prin împuternicirile date de codul penal special, o sândește la moarte prin spânzurătoare pe sublocotenentul Svoboda pentru trădare și dezertare la dușman. Sentința se execută imediat. Dați-i drumul! Ce facem, doctore? Datoria, domnule general. Ce datorie? Constată! Asta e datoria dumitale! A murit repede. Parcă i-a fost silă de viață. Lasă comentariile. Rezultatul? Excelență, condamnat la expiat. Excelență, sentința s-a executat. Da. Atunci, să mergem. Vă toate uite, numai moarte și morminte și moarte. Ei, ți-a plăcut, filozofule? Ți-a plăcut ce ai văzut, Bologa? Domnule capitan Klapka, condamnatul a fost prins tocmai când intenționa să treacă la inamic înarmat cu hărți și planuri. Rușinos și revoltător. Da, se poate. Am avut onoarea să fac parte din curtea marțială care l-a judecat și, prin urmare, de altfel nici el n-a tăgăduit. Nici vorba față de dovezile definitive a fi fost zadarnic orice apărare. O, doamne Bologa, dovezile. Când e vorba de viața unui om... Uitați, domnule capitan, că suntem în război și pe front. Viața unui om nu trebuie să primejduiască viața patriei. Da, da, sigur, da. Și eu sunt ofițer de rezervă, ca și dumneavoastră, domnule capitan Klapka. Războiul m-a smuls din mijlocul cărților de la universitate, unde aproape pierdusem contactul cu viața reală. Da, m-am dezmeticit repede și mi-am dat seama că numai războiul este adevăratul generator de energie. Și eu care credeam că războiul este ucigător de energie. N-ai înțeles nimic din execuția de adineauri? Domnule capitan, pedeapsa, crima, legea. Da, da, sigur. Și totuși, omul. Excelență, condamnatul a expiat. Sentința a fost executată. Omul. Cântă, chiar dacă e chin și moarte în jurul nostru. E un cântec de pe la noi. Omul. Dacă aș putea să dorm puțin ca să-mi alung spaimele, dacă aș putea să mă gândesc la ai mei, acasă, la copilărie, oh.
tine. A dormit. Să-l lasă să odihnească săracul, că-i tare ostenit. Domnul avocat Iosif Bologa. Uite, a sosit. Nu le-ți lăsă stai în închisoare acum. Liniște. Domnul avocat Iosif Bologa, tribun al românismului, este iarăși printre noi. Închis de către autoritățile austro-ungare din cauza luptei sale nestrămutate pe altarul patriotismului, el a bine meritat de la Dumnezeu și de la poporul său. De când te-ai întors, Iosife, văd că te preocupă mult educația copilului. Dar e mic, e încă foarte mic copilul nostru, Iosife. Totul trebuie început de la o vârstă foarte fragedă. În închisoare, draga mea, am citit pe îndelete operele unor pedagogi vestiți. Trebuie să dăm copilului o educație aleasă. El trebuie să înțeleagă de la început că viața omului e prețioasă numai când urmărește un ideal. Datoria noastră părintească de-abia acum începe. Trebuie să ne dăm toate silințele ca să facem din băiatul nostru un om și un caracter. Iubirea ta exagerată îi poate dăuna. Tu nu poți înțelege sufletul unei mame, Iosife. Tu stai mai mult închis între cărți. Da, tată, am înțeles. Voi învăța tot mai mult și mai bine. Nu e numai asta. De acum încolo, fiul meu, ești bărbat. Dacă va fi nevoie, ești pregătit să-ți poți câștiga singur o pâine. Intrând în cursul superior, orizontul are să ți se lărgească. Vei pricepe multe lucruri nevăzute, căci viața și lumea sunt pline de taine grele. Să năzuiești mereu a dobândi stima oamenilor și mai ales pe a ta însuți. De aceea, sufletul tău să fie întotdeauna la fel ca gândul, gândul ca vorba și vorba ca faptă, căci numai astfel vei obține un echilibru statornic între lumea ta și lumea din afară. Ca bărbat să-ți faci datoria și să nu uiți niciodată că ești român. A murit pentru că așa a vrut Dumnezeu. De ce a murit? Mari și neînțelese sunt vrerile Domnului. Nu se poate. Am pierdut pe Dumnezeu. Nu crede, fiul. Am pierdut pe Dumnezeu. Fiule, numai cărările Domnului sunt fără greș. Ca orfan și român, tu trebuie să urmezi teologia.
Ești închinat Domnului încă din primul tău ceas. Dar, mama, prea cuvioșia ta, eu sunt decis să urmez filozofia. Ascultă de mama ta și de părintele tău spiritual. Numai căile Domnului sunt fără greș. Iar într-o vreme de restriștea neamului, numai... Dar nu înțelegeți că eu l-am pierdut pe Dumnezeu? Apostole! Fiule, cum poți rosti o asemenea blasfemie? Mama, știi că mă logodesc cu fata lui Domnul? Cu Marta? Fiul meu, dar ești încă tânăr, foarte tânăr. Și apoi, știu eu dacă e făcută pentru tine. Niciun dar, mama. Mi-e dragă, mi-e foarte dragă Marta. Marta! Mi-e dragă! Și o să avem o casă frumoasă, cu multe odăi și cu mușcate la ferestre? Eu am să-ți aduc în fiecare dimineață flori proaspete din grădină și am să spun, dintre toate florile, tu ești cea mai frumoasă. Iubitule, iubitule, iubitule meu! Dar mi-e teamă că tu o să fii supărăcios și încruntat. Și o să stai mai mult între cărțile tale groase și o să te gândești numai la filozofia ta. Din când în când am să-ți citești și ție ca să înțelegi. Dar de cele mai multe ori o să te țin în brațe, pentru că tu faci pentru mine mai mult decât 1000 de cărți încruntate. Și o să ne iubim toată viața. Toată viața o să ne iubim. Și o să iubim florile, cerul, apa și oamenii mirați, care nu-și vor putea reveni din uimire văzându-ne cât de mult ne iubim. Iubitule, iubitule. Și o să ne bucurăm, și o să ne distrăm. Dar ce? De ce te-ai încruntat? Văd un nor pe fruntea ta. Gândul că locotenentul ăla imperial te simpatizează mă face să... De ce te zuperi, apostole? E un om foarte simpatic. Am dansat cu el doar de câteva ori și atât. Nu e decât un ofițer grosolan. N-ai dreptate. E un om foarte fin și drăguț. Fireturile și cismele lui lustruite și cu zdrângănele sau la tot. Ba, mamă, dar tu nu poți să pricepi. El pleacă pe front. Acum el va fi un erou. Tu n-ai fi niciodată în stare de asta. Marta! Spune și dumneata, domnule Domșa, dacă apostolul ar fi făcut teologia, ar fi fost preot și nici capul nu ar fi durut de războiul lor. Sigur, sigur. Colegii lui de școală de la Năsăut s-au aranjat care încotro. Părăgeșul e notar în sat, Boteanu e preot nu știu pe unde, nu ia la armată. Vă rog, nu vă scăldați în iluzii. Sunt hotărât ca zilele acestea să plec și eu la datorie. Apostole, nu spune prostii. Dar hotărârea mea este nestrămutată. Să-ți primeșuiești tu viața? Pentru cine? Pentru ce? Ce? Pentru patrie, mamă. Asta nu-i patrie. Noi nu suntem decât niște bieți români care ne ducem amarul în Imperiul Austro-Ungar. Ardealul nostru. Mă, apostole, tu ai uitat învățătura tatălui tău? Tu speranța noastră să te bați pentru grofii care ne bat pe noi? Și totuși, ideea, conștiința îmi dictează datorii. Ce idee? Când e viața omului în joc, dai dracului toate ideile. Noi trebuie să așteptăm, apostole, lozinca noastră să fie rezerva. Trebuie să ne facem datoria. Uite, și Marta o vrea și Marta? O pretinde. Marta? Cum Marta? Fica mea e un copil, ea nu înțelege bine lucrurile. Își trăiește numai visul de iubire. Datoria. Datoria. Înainte de toate, datoria. Dă locotenent. Hă? Dă locotenent. Ce-i Petre? A? Ah, am adormit. Uf, Doamne. M-am visat acasă cu mama, cu Marta. E târziu, e vremea cinei, sculați-vă. Oh, cina. Ah, păi că mai trebuie să și mâncați, domn locotenent, că în ultima vreme... Bine, bine, mă duc imediat. Ce ai în mână? O scrisoare. O venit de la amează, dar păi cu vălmășagurile astea... Dă, o să citesc la popotă. Hm? Ai, de la mamă. De acasă? Ia seama, Petre, că mâine în zor plecăm înapoi pe front. Să adun toate catrafusele. Dar pe de-un locotine? Nu, degeaba, Petre. Tot mai bine pe linia întâia decât aici, printre spânzurați. Înțeles. Ei.
dragul mamei mult dorit. Dar îmi tremură inima de grija ta, că de o săptămână n-am primit nicio știre și pe aici geme pământul de oaste și cătane, de trăi mereu cu frica în sân, dacă ar dea Dumnezeu să se sfârșească odată, că de atâta război ne s-a acrit sufletul și ne-au secat lacrimile. Știi, dragul mamei, că pe protopopul Groza l-au luat și l-au dus la internare prin țara ungurească, fiindcă pălăgeșul, fostul tău coleg, l-a părât că e periculos pentru liniștea comunei. Ba, pălăgeșul, pedepsi l-ar Dumnezeu să-l pedepsească. Se mai laudă, chiar și față de mine, că dacă ar fi vrut el, ar fi putut face să-l și spânzure. Aici, în Parva, pălăgeșul de când din otar face ce vrea. De multe ori mă gândesc și mă cutremur. Ce-ar fi dacă ar trăi tatăl tău? Cum era el inimos? Vai, Doamne, poate că nici tu n-ai fi unde ești, căci el nu te-ar fi lăsat pentru nimic în lume. Dar eu, sărmană văduvă, ce să fac? Plâng și mă rog lui Dumnezeu să-ți poarte de grijă și să te apere și să-ți lumineze sufletul și cărările vieții. Acum îmi pare, dar vine odată pacea să mai scape oamenii de chinuri și groază, că de când a intrat și România în război, parcă viața noastră e mai amară și mai întristat mi-e sufletul. Ce întuneric, Doamne, ce întuneric s-a lăsat pe pământ. Repede, cina pentru domnul Suboleu Bologa. A venit domnul Suboleu Părtinelu Bologa. De ce mă privesc toți ăștia așa? Mi se pare, Bologa, că ți-a fost rușine să vii mai devreme la cină. Spune rușine? Drept. Rușine mie? De ce gros? Parcă nu știm că și tu ai votat pentru condamnarea la moartea sub locotenentului ceh. Asta era. În orice caz, n-am să dau socoteală decât conștiinței mele care l-a găsit vinovat. Conștiință? Cine mai are azi conștiință? Fiecare își face datoria cum crede, Cervenco. Hei, adă-mi și mie ceva de mâncare. Cina pentru domnul Oren Boroga, cina! Nici o datorie din lume nu-mi poate impune să ucid un camarad. Camarad, trădătorii și dezertorii sunt camarazii dumitale. Domnilor, vă întreceți cu glumă. Eu, în orice caz, nu mai pot asculta nepăsător asemenea vorbe compromisătoare pentru un militar, care mai are în suflet un pic de iubire de țară. Nu uitați că locotenentul Varga, ce ne vorbește așa de bățos, nu e un ostaș, ci un regulament militar acoperit cu o cască de oțel. Iar tu, Cervenco, ai un suflet slab de femeie. Slab? Poate că este și slab și moale. Dar eu cred în frumusețea interioară a omului și nu în forța lui de călău. Călăul omoară fără niciun scop precis. Înțelegi, Cervenco? Aici e vorba de cu totul altceva. Dar tu nu poți pricepe asta. Da, da, bine, sigur, dar viața omului, vreau să zic, omul e mai presus de orice. Închipuiește-ți, dragul meu Bologa, că de două ore numai despre execuția sublocotenentului vorbim. Și ce crezi? Dumnealor găsiți vinovați, știi pe cine? Pe cei ce l-au condamnat. Nimeni nu o sândește cu inima ușoară. Dar când vina este evidentă, ești silit să o faci. Nu, sigur. Căci mai presus de om, de interesele sale particulare, este statul. Nimic, nimic nu e mai presus de om. Dimpotrivă, omul e mai presus de orice. Mai presus chiar decât întregul univers. Chiar fi pământul fără de omul care să-l vadă, să-l iubească, să-l măsoare, să-l înconjure. Gros. Și ca și pământul, universul numai prin om a devenit o realitate interesantă. Altfel, fără sufletul omului ar fi numai o zbuciumare sterilă de energie oarbe. Toți orii universului nu pot avea altă menire decât să încălzească trupul omului, care depăstește grăuntele de vin ale inteligenții. Omul e centrul universului, fiindcă numai în om materia a ajuns la conștiința propriului său eu. A ajuns să se cunoască. Omul e Dumnezeu! Omul e Dumnezeu, așa e, gros? Da, statul. Statul care ucide. Noi apărăm patria, prietene, moștenirea strămoșească. Da. Apărăm imperiul austro-ungar. Dumneata ești ungur și crezi că aici, în altă țară, e patria dumitare? Unde-i datoria? Acolo e patria. Patria noastră e moartea. Pretutindem și mereu moartea. Fiindcă suntem lași. Dar și tu, Cervenco,
Prea le vezi pe toate metafizic. O singură clipă de curaj general ar pune capăt tuturor miseriilor. Dacă lumea ar fi ca tine gros, ne-am întâlnit mereu cu trădare. Din fericire noi ceilalți, încă n-am uitat că mai presus de orice, suntem fii și apărătorii patriei, dragă anarhistule. Domnule capitan Clapca, te rog să nu ne judești după vorbele noastre, ci după fapte. Suntem toți prieteni și când ne întâlnim ne permitem mai mult decât ar fi permis. Știu. Așa ne mai răcorim și noi pentru toate câte le îndurăm. Dar în fața dușmanului toți ne facem datoria cu inima, chiar și gros, deși vrea să pară un răzvrătit. În al treilea an de război, după ce am dat atâtea dovezi de vitejie, slăbiciunile acestea să fie trecute cu vederea. Desigur, numai că... Vezi, eu... Și eu... Aveți șina, domnule sublocotenent în Bologa. Mulțumesc. Izbânda trebuie să fie, trebuie. Și atunci, peste tranșeele pline de sânge, peste granițele brăzdate de morminte, toți soropsiții, toți răzvrătiții își vor strânge mâinile și într-un avânt nimicitor se vor întoarce împotriva celor care exploatează de mii de ani. În sângele lor buhăit de trândăvie vor înmuia steagurile păcii și ale lumii noi. Lumea uri, camarade. Ura! Numai ura va stârpi nedreptatea. Nu uita, gros. Ura naște veșnic ură. Pe ură nu poți clădi nimic, precum nu poți clădi pe mlaștină. Numai iubirea șterge totul. Stați! Nu, stați! Dați-mi voie! Nu este vorba nici despre ură și nici despre iubire. Știți ce vrea gros? Anarhistul nostru vrea o internațională. Așa e, camarade? Așa e? Dar nu... Ei bine, uite internațională, uite. Tu ești evreu. Da. Domnul capitan Clapca e ceh. Doctorul de colo e german. Cervenco e rutean, Bologa e român. Eu sunt ungur. Așa e? Tu ce ești, băiete? Soldat? Ei, firește, toți suntem soldați. Dar te întreb ce neam ești. Croat să trăiți. Așa, e, vezi? Va să zică croat. Și sunt sigur că dincolo, în sala mare sau în tindă, vom găsi polonezi și sârbi și italieni. În sfârșit, toate neamurile. Nu-i așa? Și cu toți luptăm umăr la umăr pentru un ideal comun, pentru apărarea patriei, a Imperiului Austro-Ungar. Iată internaționala adevărată, camarade. Internaționala crimei. Degeaba, tu nu poți pricepe, Varga. Ne pierdem vremea. Tu ești băiat de treabă, ești erou, dar încolo... Încolo, adică spre ideile tale, gros. Nici nu doresc să mă apropii, căci pe acolo te întâlnești cu curtea marțială. Cu curtea marțială, ascultă ce... Numai iubirea, iubirea dintre om și om, dintre oameni și oameni. Iubirea voastră, Cervenco, se hrănește cu gloanțe sau spânzurători. Astăzi, locotenentul ceh, mâine eu, sau poate voi, cei cu iubirea. Și în calte el a încercat să se smulgă din murdărie, pe când noi ne bălăcim mereu. Sper că nu vei face apologia trădării, nu? Dacă în vreme ce tu aici suferi sau faci vitejii, niște ticăloși ar spânzura pe tatăl tău sub o învinuire oarecare, spune, eroule, n-ai imitat pe sublocotenentul spânzurat azi dimineață? Un moment. Adică tatăl lui a fost... Sigur. E bine, atunci, de ce n-a vorbit? De ce n-a spus? Și dacă ar fi vorbit, cel mult o circunstanță agravantă. Nu, nu, bine, dar asta este lucru că... Nimic nu poate scuza trădarea. Și de altfel, un ofițer care dezertează e mai criminal decât... Mai criminal. În sfârșit. Și fiindcă mâine dimineață trebuie să fim la datorie, v-aș propune să ne călăbănim. Nu de alta, dar mi-e teamă, dacă zăbovim, aveți să mă convingeți că dezertarea la dușman e o faptă vitejească, nu? Să trăiți! Mănâncă și tu, Bologa, noapte bună! Păi, eu, Bologa, pot sta aici până la ziua că tot n-am quartier. Iar soldatul împăzește în gară bagajele. Dacă sunteți obosit, vă puteți odihni la mine, domnule capitan Clapca. No. Vă cedeți bucuros patul, căci eu am de gând să plec mai degrabă la datorie decât... Adică, de ce n-am plecat împreună, prietene? Nu cunosc terenul și am nevoie de o călăuză. Mi s-a spus că voi comanda divizionul al doilea. Da? Oh. Pe atunci sunteți comandantul meu. Ce spui? Un motiv mai puternic să vă repet invitația. Iar eu am să o primesc, prietene, fiindcă, drept să spun, mă cam apasă osteneala și emoțiile. Dar nu, termină de mâncat. Ah, nu, să știți, nu mai am niciun chef de mâncare. Nu mai pot înghiți. Atunci, hai să mergem.
Ce-i asta? Ceva caragios. Oi, mai mult decât caragios. Dar ce anume? Închipuiți-vă, domnule capitan, că rușii în fiecare noapte ne sâcăie cu un reflector. Parcă ar umbla să-și bate joc de noi. Am stricat până acum atâtea obuze de nerușine și degeaba. Parcă ar fi fermecată lumina reflectorului. Ce efect ciudat a avut execuția de azi asupra domnilor ofițeri? Foarte, foarte ciudat. Dar dacă tatăl spânzuratului a fost într-adevăr omorât, atunci... A fost vinovat, domnule capitan, a fost vinovat. A dezertat la inamic. Cine poate să știe, camarade, când suntem vinovați și când nu suntem? Lumina. Lumina asta furisită. Ispitește. Mereu ispitește, parcă toate tunurile din lume n-ar fi în stare să o înnăbușe. Cine știe? Cine știe? Domnule capitan, vă rog, am fost întâia oară în curtea marțială. Vă rog. Și conștiința mi-a poruncit să-l condamn. A fost vinovat, domnule capitan. A fost vinovat! Și totuși... Da, da, bine, și totuși... Omul... Alo, aici comandantul bateriei. Îmbunătățiți stirul. Coordonatele 4 grade. La datorie, tot la datorie, Bologa. Da, domnule capitan Klapka, reglez stirul. Totdeauna virtuos la datorie. O inimă de aur, Bologa. Da. O inimă. De aceea mi-ești drag ca un frate. Domnule capitan, eu... Te-am văzut aseară după execuția sublocotenentului Cech, cum te-ai chinuit. Toată seara și toată noaptea și te-am înțeles. Domnule capitan... Poate că numai eu te-am înțeles. Fiindcă eu... Da, lasă, nu te uita așa. Nu te uita că am tăcut. Trebuie să tăcem. Mereu să tăcem. Altfel... Domnule capitan, cred că vă înșelați. Cred că... Nu știu ce vă face să-mi atribuiți... De ieri, de la primul schimb de privire, am înțeles că vezi în mine un dușman. Nici nu mi-ar fi păsat de dușmania ta dacă pe urmă când se sfârcolea fratele meu în ștreang, nu ți-aș fi văzut ochii plini de lacrimi. Nu. Cred că a fost... Nu protesta. Nu ți-ai dat seama, dar ai lăcrimat. Și lacrimile acelea ți-au dezvăluit întreaga inima. Domnule capitan, eu mi-am făcut datoria cu prisosință. Lacrimile, știu eu, poate vi s-a părut. Nu mi s-a părut. Aici pe front am cunoscut foarte mulți ofițeri români și cu toți m-am înțeles ca și cum am fi fost frați de sânge. Eu sunt ceh, ca și spânzuratul de ieri. Tu, Bologa, nu poți să fii un renegat. Înțeleg, te ascunzi. Trebuie să te ascunzi și să-ți ascunzi și ai în inimă. Nu înțeleg. Așa sunt și eu de 2 ani. Ca un actor bătrân care joacă pe o scenă plină de lumeguș cu o mască veșnică pe obraz. Dar pentru familia mea aș face orice. Am o soție minunată. 4 copii. 2 fete și 2 băieți. Al 5-lea e pe drum și pentru ei trebuie să mă prefac. Uită-te puțin la fotografiile astea și vezi dacă nu merită. Da, copiii sunt minunați. Nu, fotografiile sunt mizerabile. Mai ales nevasta mea e de 1000 de ori mai delicată, blândă, frumoasă. Cine o cunoaște trebuie să o adore. Domnule capitan, înțeleg, desigur, dar
peste aceste considerente de ordin personal. Din pricina lor și de dragul lor sunt cum sunt, Bologa. Altfel, Dumnezeu știe, poate că și eu. Așa însă nu pot. Sunt capabil de orice lașitate, numai să nu mor înainte de a îmbrățișa. Să mă pot întoarce la ei. Ce vrei? Sunt un nenorocit. Și totuși, în 2 ani, o singură dată am fost acasă 5 zile. Înțelegi? Câini. Câini. Da. Eu nu am copii. Poate că ne vizitează și la noapte reflectorul inamicului. Azi noapte l-am încadrat și totuși ne-a scăpat. Da, reflectorul, sigur. Ce pacoste. Mi-a poruncit adineaur colonelul să sfârșesc scandalul cu reflectorul, fiindcă ajungem de râsul armatei. Uitați încă pentru asta am venit și am început cu tânguirile. Comandantul diviziei a făgăduit o decorație celui ce va zdrobi reflectorul ăsta. În 2 ani n-am primit nicio observație și acum din pricina unui flac de... Stai, du-te în furia, prietene. Observația nu te privește pe tine, ci pe mine. Pe toți ne privește, domnule capitan. Și tocmai asta e. Mă privea pe toți înainte de a lua eu comanda divizionului. Dar azi toată vina cade numai asupra mea. Nu cred. Am simțit asta foarte limpede din vorbele colonelului, din tonul lui. M-a întrebat pentru ce anume am fost mutat aici. Înțelegi? În interes de serviciu, firește. De altfel, în război nici nu se mai ține seama de alt interes. Bine, colonelul știa... Trebuie să știe. Și totuși m-a întrebat. Iar când de frică i-am spus o minciună, nici n-a clipit. A fost silit să mă rușinez de rașitatea mea. Domnule capitan, peste tot ne facem datoria. Numai datoria față de patrie. Chiar dacă ea se numește Imperiul Austro-Ungar. Mă năbușă lașitatea, Bologa. Înțelegi? Nu mai pot. Nu mai pot. Am crezut că tăinuind-o voi scăpa de ea. Și acum mă gâtuie. Ai văzut privirea sublocotenentului din ștreang? Nu se poate să nu o fi remarcat. Toată lumea a văzut disprețul și mândria și nădejdea. Asta e moartea noastră eroică. Pe frontul italian, un român a fost spânzurat pentru aceeași vină. Am văzut bine. A avut aceeași privire în fața funii. Trei ofițeri din regimentul meu, toți cei, au fost prinși într-o noapte între linii cu planul și cu hărți. Treceau dincolo la inamic. Eu era să fiu al patrulea. Dar, în ziua plecării, am primit o scrisoare de acasă și m-am ascuns ca un hoț. Totuși, pe urmă, am fost trimis și eu în fața curții marțiale în calitate de complice. Și acolo m-am lepădat de ei ca de lepră și am tăgăduit, agățându-mă cu disperare de viața asta rușinoasă. Iar ei au tăcut, nici măcar nu m-au disprețuit. Pe urmă, când s-a citit sentința, au strigat toți trei într-un glas acolo înaintea curții: trăiască Bohemia! În vreme ce eu tremuram ca un piept cerșetor. Totuși, domnule capitan, dezertarea dezonorează pe un ofițer. Și ca să dovedesc tuturor că sunt nevinovat, m-am dus și eu la execuție. Așa. Sigur. Vezi până unde duce lașitatea? Lângă sat e o pădure prin care armata și-a cruit drumul special ferit de aeroplanele italiene pentru trebuințele frontului. Am mers cu convoiul de execuție și am ajuns într-o poiană largă. M-am uitat împrejur să caut stâlpii spânzurătorilor. Stâlpii nu erau, dar în schimb, în fie ce copac atârnau oameni agățați de crengi, cu capetele goale și cu tăblițe de gât pe care scria trădător de patrie, în 3 limbi. Mi-a înghețat inima în piept și totuși n-am îndrăznit să tremur. Toată pădurea era plină de spânzurați. Atunci am închis ochii, gândindu-mă cu mirare stupidă. Asta-i pădurea spânzuraților. Domnule capitan, pădurea spânzuraților... Cum înțelegi întrebarea colonelului?
Înțelegi pentru ce a vrut să știi de ce am fost mutat pe alt front? Vezi cum se leagă? Observați o amenințare pentru mine. Ori distrug reflectorul inamic, ori... Pădurea spânzuraților. Trebuie să nimicim reflectorul, Bologa, frate de suferință. Trebuie să nimicim reflectorul înainte de a ne retrage de pe frontul ăsta. Plecăm iar pe frontul italian? Nu, pe frontul românesc. Cum? Ah, pe frontul cum? Iartă-mă. Iartă-mă, prietene, am uitat că... Da, am uitat că tu... Că tu ești român. Ah, sunt un... Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Bologa, liniștește-te. Ce Dumnezeu? La urma urmelor, viața nu merge fără compromisuri, fără jertfe și... Dar nu, orice, domnule capitan, orice, numai asta nu se poate. Asta ar fi o crimă. O crimă imensă, îndeopște războiul, dar cosebire războiul Austriei. Nu vezi? La noi niște stăpâni urâți au trimis robii să moară ferecându-și lanțurile. Atunci... În vălmășagul de crime, ce mai poate cumpăni o crimă banală care strivește ție sufletul? Cui mai pasă de sufletele noastre? Atunci urmează să... Să mergi unde vom merge toți. Să mergi pe frontul românesc. Să faci ce vom face toți și să-ți închizi ermetic toate porticele sufletului. Până ce va sosi pacea. Sau se va prăbuși lumea. Sau până ce va veni rândul și ție să mori, să scapi de toate chinurile. Nu se poate. Nu înțelegeți că nu se poate, că nu pot, că... Este peste puterile mele. Ia seama, Bologa. Te pași o primejdie mare. Dacă te opui tăvălugului, se poate. Nu liniștește-te, camarade, liniștește-te. Gândește-te la afurisitul ăsta de reflector și răcorește-te. Hai, te las acum. Te las cu gândurile tale. Peste puterile mele. E o crimă. Eu pe frontul românesc? E o crimă. Sunt un... Cum eu să lupt împotriva fraților mei? Prezint la raport, o să implor. Dacă nu, o să găsesc o soluție. O soluție disperată. Domnul locotenent, am adus prânzul. Prânzul? Ce prânz? Lasă-mă pace. Lasă-mă. Domnul locotenent, n-ați mai mâncat de... Ieși! Am înțeles. Petre. Ordonat. Știi vestea, Petre? Peste o săptămână, cel mult două, plecăm acasă în Ardeal. Ardeal, bă, da, prost. Dar ce, tu crezi că ne ducem să petrecem? Mai pune-ți pofta în cui, bădiță. Ne ducem să ne batem cu românii. Hai de mine, domn locotenent, Doamne ferește. Doamne, apără-ne și nu ne părăsi. Mare păcat, domn locotenent. Apoi să nu-i trăznească Dumnezeu din țenii. Iar a venit. Reflectorul. Du-te, Petre. Am o hârțuială cu reflectorul ăsta furisit. Doamne, doamne, mari suferințele omului. Alo? Alo? Așa, atențiune.
Atențiune, ascultați comanda la mine. Coordonatele plus 27, minus 8. Atențiune! Foc! 2 gradații stânga, încadrați cu 4 obuze. Foc! Dacă nu dezertez chiar acum, cu orice risc. Foc! Hai, mai repede! Ei, mai repede, încă 4 lovituri cu aceleași coordonate. Foc! Am nimerit reflectorul. L-am nimicit. A încetat lumina asta blestemată. Alo? Alo, locotenent Bologa? Da. Aici aghiotantul diviziei. Locotenent Bologa la telefon. Felicitări, locotenente. Reflectorul a fost nimicit. Suntem prezinți de urgență la comandantul diviziei. Ordin de la excelență sa, domnul general. Am înțeles, mă prezint imediat la comandamentul diviziei. Ești un erou, Bologa. Un erou. Felicitări. Un erou. Bravo, Bologa! Bravo! Filozoful Bologa a mai omorât câțiva oameni pentru o tinichea, o decorație. Ascultă, Gros, când vei înceta tu de a executa ordinele, atunci se face în puterea altora. Până atunci, te rog, puțină modestie. Eu execut ordinele, adevărat? Eu săvârșesc sau ajut barbaria, dar cu greață, amice, nu cu entuziasm ca alții. Eu nu caut să mă disting. Mai bine ai căutat să-ți potrivești fapta cu vorba. E ușor să vorbești, da. Am să te văd mâine, poimene, pe frontul românesc. Acolo să te văd. Eu nu voi merge niciodată acolo. Repede, repede, Bologa, te așteaptă excelența sa. Locotenent apostol Bologa, la ordine de dumneavoastră, excelență. Bravo, Bologa. Mi s-a raportat fapta dumitale și am ținut să te felicit personal. Am ținut? Da, da, negreșit. Te-am propus pentru medalia de aur. Fii sigur că vei avea-o. Soldați ca dumneata sunt necesari în Imperiului Austro-Ungar și merită toate distincțiile. Bravo, Bologa. Sunt mândru că am onoarea să conduc asemenea ofițeri. Sunt mândru. Foarte mândru. Excelență, vă rog, dați-mi voie să vă fac o rugăminte. Da. Te ascult. Un erou? Cum nu? Toată bunăvoința. Știu, excelență, adică am aflat că divizia noastră peste câteva zile va pleca în altă parte, pe alt front. Exact. Atunci, excelență, vă rog să-mi faceți favoarea de a mă lăsa pe mine aici. Ori dacă aici nu se poate, atunci pe frontul italian. Bine, dar îmi pare rău să te pierd. Un ofițer eminent, viteaz. Da, fiindcă dorești mult, totuși cred că ar fi mai bine aici decât în Italia. Chiar și acolo, excelență. Am fost câteva luni la Doberdo și, la urma urmei, aș prefera să... Da, bine. Dar nu pricep însă de ce n-ai merge cu noi. Divizia mea are o misiune sfântă în Ardeal. O misiune măreață, da? Dușmanul a pângărit pământul țării. Acolo, valahii... Dumneata, ești român? Da, excelență. Român. Român. Da. Bine... Firește, da, desigur. Atunci mă miră rugămintea dumitale foarte mult. Mi se pare că dumneata faci deosebire între dușmanii patriei. În Ardeal, dușmanii Imperiului sunt românii. Excelență, am conștiința că 27 de luni am luptat așa încât să pot sta cu fruntea sus în fața oricui. Nu mi-am cântărit niciodată datoria. Mi-am dăruit tot sufletul și tot entuziasmul. Astăzi mă aflu într-o imposibilitate morală. Imposibilitate morală? Ce barbe sunt astea? Cum îndrăznești? Eu nu cunosc asemenea flacuri care ascund pur și simplu lașitatea unor oameni fără sentimente patriotice. Nu cunosc, înțelegi?
Nu vreau să cunosc. Dar, excelență... Nu-ți dau voie să mai vorbești, ai înțeles? Fiecare cuvânt al dumitale ar merita în glonte. Gândurile care se ascund în dosul vorbelor dumitale sunt criminale. Înțelegi? Criminale! Va să zic asta, țepitejia. Uite pe cine am propus eu pentru medalia de aur. Poftim! Medalie de aur, glonte, nu medalie! V-am făcut o rugăminte, excelență, în credința că veți bine voi înțelege starea mea sufletească. De aceea mi-am îngăduit a vă vorbi ca de la om la om. Eu nu cunosc asemenea rugăminți și nici nu stau de vorbă cu asemenea oameni. Înțelegi? Dar te l-am vorbit prea mult cu dumneata, nerecunoscătorule. Poți să pleci. Gata, Bologa. Ce cinste pe tine. Adjutant? Adjutant! Ordonați, excelență. Notează pe locotenentul Bologa. E primejdios și... Nu m-aș mira să aud într-o bună zi că a dezertat la inamic. Ce oameni! Ce armată! Nu mai am de ales. Te-am așteptat, Bologa. Domnule capitan Clapca. Acum pot să te felicit și eu, dragă prietene, din toată inima. Adevărat. Numai dumneata, domnule capitan Clapca, nu m-ai felicitat încă. Adevărat. Pentru vitejie. Pentru vitejia de a fi spus generalului ce ai spus. Ai și aflat. De unde? Am aflat din înfățișarea ta, din mândria și liniștea ta. Nu, nu e nevoie să-mi povestești ce s-a petrecut. Ochii tăi îmi spun tot, tot, tot. Oh, măcar de-aș putea fi și eu ca tine, bărbat. Dacă am fi toți așa într-un ceas, s-ar sfârma lanțurile. Și acum ce ai de gând să faci? Acum? La noapte voi trece dincolo, la ei. Ce nebunit, domnule. Să nu mai spui astfel de copilării că ne pomenim amândoi atârnați de vreun copac ca doi coceni stricați. Domnul locotenent Bologa, mașina vă așteaptă. Va trebui să vin repede înapoi. Imediat. Înțeles. Da, Clapca, la noapte trec dincolo. Am hotărât. Pe frontul românesc nu mă pot duce. N-am altă soluție, înțelegi? Doamne, dar nu se poate, asta e o nebunie. Știu, acum o lună, chiar acum 3 zile, nici n-aș fi îndrăznit să mă gândesc la dezertare. M-aș fi disprețuit eu însumi, cel din tâi. Fiindcă până azi... A fost alt om. Dar azi simt că am descoperit o comoară nouă și trebuie să o apăr cu orice jertfă. Lasă închipuirile, dragul meu. Realitatea e războiul cu moartea la braț. Domnule capitan Clapca, dacă ții la mine, te rog din suflet să nu-mi dai niciun sfat. Da? Te rog foarte mult. Crezi că mi-a fost ușor să-mi dezbrac trecutul ca pe o haină murdară și să rămân gol în mijlocul furtunii? Se vede că ți-ai pierdut mințile, orică umbli să mori spânzurat. Dar nu pricepe, omule, că mai ales după întrevederea cu generalul vei fi urmărit pas cu pas. Vei fi prins chiar în clipa în care vei încerca să... Tocmai de aceea trebuie să plec la noapte. Hai să pleci. Am să te împiedic eu. Sunt comandantul tău și te voi opri cu forța. Așa. Poate că vrei să mă denunți. Să știi că am de gând să mă împușc dacă sunt prins. E, nu, e nebun. E nebun. Am nebunit. Ce să fac eu cu nebunul, Doamne? Doamne, ce să fac? Poate că nici nu meriți buciumul dumitale, domnule capitan. Sunt ingrat că nu te ascult. Dar acum, te rog, zi-mi adio și îmbrățișează. Dar... Adio, dragă prietene. Adio. Dă-i drumul. Hai, dă-i drumul. Oh, ce surpriză, domnule capitan Cervenco. Plecam pe linie și m-am abătut pe la tine. Dar ce-i, Bologa? Te văd, adică mai bine zis, te simt neliniștit. Mă bucur că vă văd, domnule capitan.
Chiar mă întrebam. Sunt în trecere. În trecere spre veșnica moarte care ne așteaptă pândindu-ne cu ochii de liniște. Moartea nu ne așteaptă decât dacă o întâmpinăm noi cu brațele încrucișate. Ai început să crești. Ideile lui Gros s-au încolțit în tine. Nu, nu sunt ideile lui Gros. Nu sunt ideile nimănui. Am început să văd, să văd și eu. Numai dragostea este contemplativă, iar ura lui Gros naște monștri. Nu, iubitule, eu aștept moartea, pentru că nu-s capabil de ură. Eu aștept marea împăcare. E o lume prea rea și crudă ca să merite să trăiești. Sunteți deznădăjduit. Eu abia acum încep să trăiesc cu adevărat, de când văd și înțeleg. Amândoi mergem spre aceeași țintă, băiete, dar pe alte căi. Eu plec chiar în această clipă și cine știe cine mă așteaptă după colț. Tu când vii? Eu nu vin, domnule capitan Cervenco. Eu alerg spre ținta mea. Ești un băiat bun, Bologa, de inimă. Dar bagă de seamă să nu fie o țintă înșelătoare. La revedere, locotenent Bologa. Drum bun, domnule capitan. Drum bun. În noaptea asta, nici o clipă mai mult. În noaptea asta trec. Trec dincolo. Ce asta? Doamne, au început atacul. Alo? Alo? Alo, comandamentul? 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 Da. Aici, locotenent Bologa. Ai sosit la observație, Bologa? Foarte bine, foarte bine. Ai grijă, ai grijă mare. Inamicul a început atacul decisiv. Alo, alo, m-auzi? Acum a început atacul, Dumnezeule. Dar nimic, nimic mă poate opri să... Asta e pentru mine. Dumnezeu, domnul locotenent, de-am ajuns acasă. Parcă nu mai recunosc satul. Mama o fi dormind de mult. Ce o să se mai minuneze, doamna? Umblăm ca să fie le miez de noapte, Petre. Bane, cază de și chinurile, Rodovică. Ai, tu l-ai, doamne, că mult îți fi pătimit pe acolo, pe unde ați fost. Mai cu seama, domnișorul, domnul locotinent. Săracul! Rodovico, ce stai căutoare? Da, pune și feșnicul pe masă și du-te de atâță focul. Să pregătim ceva de mâncare, domnișorului. Hai, fuga, fuga, Rodovico! Iar tu, Petre? Uite, așează colon lângă ușa bagajele și odihnește-te o leacă. Să mănânci și tu, că pe urmă o să pleci acasă. Da, eu, doamne, mai bucuros aș porni la drum să nu mă apucem oleșeală, că mai am o poștată bună până peste apă. Așa-i, bine zici că tu ești de peste Someș. Te-am uitat, Petre. Uitate ar necazurile. Atunci, du-te cu Dumnezeu. Străiți, domnul locotenent. Mulțumesc, Petre. Auzi, să mai treci pe aici, da, să vedem ce mai vezi de la baterie. Fii ce? Ba, să nu mai treci. Că avem răgaz o lună de zile, da? Înțeles! Să rămână, doamnă! Oh, dragul mamei, drag! Hai, stai aici până noi îmbucat ceva.
Bine. Acum trebuie să fie gata, Rodovica. Până atunci, hai spune-mi, povestește-mi toate despre tine și prin cât ai trecut. Ce să-ți spun, mamă? Iată-mă. Ah, parcă îmi spunea Dumnezeu că ai să vii, dragul mamei. Vai, câtă grijă ți-am purtat de când am aflat prin ce ai trecut. Apoi m-am sfătuit și cu domșa că el e tare de treabă și cu minte. Ei, și am socotit că ai trecut în țară la ai noștri, dar auzisem pe aici că ați venit să vă bateți cu românii. Doamne, ferește și iartă-ne. Ia ce să fie, mamă? Uite, chin și nevoi și lacrimi și sânge. Cu mine mare lucru nu. M-am stat 5 luni prin spitale ca să-mi vindec rana din plămână sfârtecată o schijă și altele de prin coapsă. Și de pe unde s-au nimerit, mamă? Dragul mamei, drag. Nici n-am vorbit, nici n-am scris aproape 4 luni. Dragul mamei, drag. Gata, masa, doamnă! Poftiți aici! Avem tocană, cum îi place domnișorului. Și nu ți-au dat o permisie până acum? M-au trimis la unitate, că au mare nevoie de ofițeri. Apoi m-am îmbolnăvit iarăși, pricină pentru care te poți strânge în brațe, mamă. Doamne, doamne, mult ai mai avut de înfruntat. N-o vezi, doamnă, cât îți de adevărate semnele la om. Tătă zoamne s-o bătut ochiul drept. Și noi iată că Dumnezeu ne-a trimis bucurie. Aia mai taci, Rodovico, că semnele-s de la diavol. Hai, mai bine dă fuga și fă patul domnișorului în odaia dumnealui. Mă duc, doamnă, mă duc. Poftă bună, domnișorule. Ce bună, mamă! E, ca acasă, dragul mami. Da, Marta, ce face, mamă? Face bine, dragul mami, că e sănătoasă și tânără. Ce să-ți mai spun eu, că hai să o vezi tu și... și... Nu, hai, uite, nu mai pot acum. Sunt tare obosit, mamă. N-ai mâncat mai nimic. O lună de zile am tot timpul să mănânc și să mă întremez. Haide, ești gata, Rodovico? Gata, doamnă, gata, gata. Hai, repede, repede, că domnișorul e ostenit și trebuie o dihnă bună. Poftiți, domnișorule, poftiți. Haide, dragul mamei, noapte bună. Noapte bună, dragul mamei, dorm în pat. Noapte bună, mamă. Noapte bună, Rodovico. Noapte bună, domnișorule. Ai, doamne, doamne. Tare mai slăbit, domnișorul, doamnă, să știa. Taci, Rodovico, și strânge masa. Eu așa, strânge masa. Strânge masa. O, Doamne, nu mai de-aș putea să dorm. De ce s-o fi încurcat mama când am întrebat-o de Marta? Nu, Doamne, dacă aș fi zbutit să dezertez, acum cine știe unde aș fi? Marta. Unde-i Marta? Mâine merg neapărat la ea. Mă doboară somn. Drumul lung și neliniște. Care neliniște? Toate sunt împotriva mea. Cine? Ilona? Nu, parcă Varga. Da, Varga. De unde vine? De unde vine? Atunci, la pesta. Da, la pesta. Am înțeles, excelență. La pesta jucam numai cadrile. Îmi pare rău, prietene dragă, dar te-ai schimbat îngrozitor. Odinioară mă iubeai. Ne înțelegeam? Tată, sigur, tată. O să învăț să mă port frumos. Tată, cine sunt dușmanii patriei? Există o lege pentru toți și o singură datorie care ne leagă prin jurământ. Lege, datorie, jurământ, nicio datorie. Fii liniștit, eram copil. Eram copil, ce bine să fii copil. Recit, domnule general, despre moarte. Mă voi feri de sectorul tău, Varga. Tu poate glumești, mă rog, dar eu... Nu glumesc deloc!
dulce treme. Iar tren. Iar tren. Parcă ieri am sosit la Parva. Parva. Unde este Marta? Tu ești Ilona? Ilona sau Marta? Ei, Bologa, așa e că nu s-a prăbușit o lume fiindcă vii cu noi pe frontul românesc? Niciodată n-am fost laș, excelență. Și deci am să vă mărturisesc și acum că în sufletul meu s-a prăbușit o lume. Foarte, foarte interesant. Da, da. Cum ești slăbit de boală, vreau să te feresc de greutățile frontului și o să te întrebunțez într-un serviciu mai fără ostenenie. Asta, excelență, sunt ostenit. Vi la timp, colega, să ne scap din încurcătură. Domnul nu știe sau nu vrea să vorbească decât românește. Iar pe aici n-avem tâlmaci. Acum că ai căzut prins, trebuie să... Vă purtați cu prizonierii ca niște sălbateci. O brută de ofițer m-a lovit cu un par pentru că n-am vrut să-mi trădez armata și țara. Asta e barbarie, domnule, asta e... Da, da, așa e, chiar așa, căci... Și eu sunt român. Dacă ai fi adevărat român, n-ai trage în frații tăi. Locul dumitale ar fi dincolo, nu aici, domnule. Dar român ca dumneata... Ce se spune? Ce vrea? Nu, nimic, nu vrea să vorbească. Nu știe că eu... Că eu sunt decis să... Luați-l! Să fie scortați la comandament. Da. Știi ce mi-a spus prizonierul? M-a insultat și m-a disprețuit, capitan. Auzi? Auzi? Acum vezi bine că trebuie să plec numai decât. Că nu mai am niciun minut. Că de seară. Adio, capitane Clapca. Cum mi-a părut fata asta în cale? Ilona. Ilona. Fata ta asta. Oh. E ca o căprioară sălbatică. De unde atâta puritate într-o fată simplă? Ilona, vreau să-ți aud glasul. Știu românește. Pe aici toată lumea mai mult ungurește vorbește. Ca și de ce? Ești o copilă bună. Doamne, ofițer, dumneata ești bolnav. Acum trebuie să bei din zeama asta că e dulce. Am gustat-o și eu. Nu, lasă, Ilona. Mai vorbește. Mai vorbește. Ce caldă ți-e mâna. Ei, dacă nu e doctoria, să știi că nu-ți mai povestesc niciodată. Ilona, Ilona, de unde mi-apar ca o mângâiere? Mă dor, rănile. Toată mă dor. Și sufletul e încins. Și mă doare. Ilona. Ilona! Ce-ai, dragul mami? Ce-ai cu tine toată noaptea de zbuciumat și ai țipat? Mama? Ce? Mama... Da... Am visat că m-au prins. M-au prins când? Nu. Nu, mami. Nu, nimic. Te rog, du-te și te culcă. Voi dormi liniștit. Îți promit. Somn ușor, dragul mami. Liniștește-te, somn ușor. Somn ușor. Grădina în care am copilărit. Aici flori, bobocii de trandafiri. Acolo morți sfârtecați. Și ce minunate sunt florile. Pentru cine sunt florile? Apostole! Marta! Apostole!
Rodovico, Marta, a umplut orașul ca ai sosit azi noapte. Bine ai venit acasă, iubitule. Ce dor mi-a fost Marta, de tine. Marta, Marta, sunt buimăcit de atâta fericire. Te-am așteptat să vii, apoi am pierdut răbdarea, da? Și iată-mă. Nu arăți deloc rău. Ai în ochi străluciri de erou, apostole. Ce dor mi-a fost de tine. De ce nu zici nimic? Ce mult mi-au lipsit poveștile tale. Marta, ești o domnișoară. Nici nu mă așteptam să... Da, ești foarte frumoasă. Mai frumoasă decât oricând. Hai, Marta, iartă-mă, iartă-mă, sunt zăpăcit. Nici nu m-ai sărutat. Hai, Marta, mi-era și mie atât de dor de tine, că nu-mi vine să-mi cred ochilor că ești tu cu adevărat. Marta, veșnic te-am avut în față, printre coșmare și dureri. Și acum parcă visez. Și eu m-am gândit la tine. Dar de ce ai scris așa de puțin, răule? De ce? Eu comunicam cu tine prin gânduri, prin vise. Am fost foarte neliniștită. Dar acum, acum cât stai? O să uiți toate chinurile și o să ne bucurăm de viață, de noi, de lumină. Așa. O să ne distrăm. Așa. Cunosc câțiva oameni foarte drăguți aici în Parva, ofițeri. Marta, n-am chef de nimeni. Vreau să stau numai cu tine. Cu tine, dragostea. Numai cu tine, numai cu mine, dar trebuie să fim și politicoși, dragule. Marta, nu-mi pasă de întreaga lume, nu-mi pasă. Vreau să fiu numai de tine, dragostea mea. Hai, lasă-mi. Uitați-mi! Bucuria m-a făcut să-mi pierd mințile. Vino, vino, domnule locotenent, haide! Iartă-mă că te-am făcut să aștepți. Uite. Cine e ăsta? Cine e ăsta? De ce ai venit cu el? Ți-l prezint, logodnicul meu, apostol Bologa, pe care îl cunoști din câte ți-am vorbit despre el. Să știi, apostole, că domnul locotenent mi-a ținut o vărășie toată iarna. Altminteri m-aș fi probodit de urât. Locotenent, tocate! Așa că e simpatic, nu? Marta, de ce ai venit cu el? Eu te așteptam numai pe tine. Hei, nu fi nepoliticos, vorbește ungurește să înțeleagă și el. Iubitul meu, domnule locotenent, uite că ești aici pentru că... Pentru că i-ați făcut o surpriză din cele mai plăcute. Da, am fost la piață pentru cumpărături și acolo l-am întâlnit pe domnul... Atunci și mi-am zis, hai să-l iau cu mine, să-l prezint lui apostol, ca nu cumva să fie gelos. Și uite, așa l-am luat. De altfel și el este logodit, așa că... Da. Și dânsul e logodit. Da. M-a însoțit peste tot și m-a apărat de insistențele celorlalți ofițeri. Știi cum sunt soldații, nu? Parcă tu ai fost mai cu minte. Chiar la balul! Vreau să zic că a trebuit să mă duc la un bal în folosul răniților. Și tu erai rănit, nu-i așa? E, chiar la acest bal a avut din pricina mea o discuție. S-a purtat cavalerește, să știi. Păi vreau să-i mulțumesc? N-a fost mai nimic. Oricine în locul meu îl punea la punct pe nemernic. Și în timpul acesta eu mă frământam. Parcă eu nu știu prin cât ai trecut. De-aia ți-am zis că n-ai fost deloc sârguincios cu scrisorile. Dar eu nu m-am supărat, nu. Am plâns din pricina asta. Din pricina ta, mai ales când am aflat că ai suferit 5 răni și 5 luni de spital. Îngrozitor. Dumnealui m-a asigurat că o să vii acasă în concediu de boală și nu l-am crezut deloc. Acum că i-a ieșit dreptatea, bine că n-am pus rămășac, era cât pe ce să... Da, sigur. Sigur, Marta. Ar trebui să șezi. Nu. Șezi, te rog, pe Marta. Nu stă mult. Pe unde ați luptat, domnule Bologa? Pe unde? Da. Pe unde am luptat? Desigur am fost și prin Rusia și în Italia. Da. Dar pe la noi când ai să vii, ursuzule? Noi o să plecăm, știi, mă așteaptă mama cu târguierile. Și tata vrea să te vadă, dacă de mine nu ți-e dor de fel. Desigur trebuie să vin. Dar puțin mai târziu, Marta. Nu mă vezi în ce hal sunt? Până la noi sunt numai 30 de pași. Și apoi nu ești așa de slab să nu poți ieși în lume. Te-ai făcut mai rece și morocănos, încă nu prea te-ai schimbat, să știi. Cea care s-a schimbat ești tu. Ți se pare. Eu nu m-am schimbat deloc, tu mă vezi altfel. Acum plec, la revedere, te aștept cu dor. Sper să vă mai văd seara măcar la o carte. Eu trec zilnic pe la casa a domnului avocat Domșa. Eu m-am sărbătit și te aștept negreșit. Hai, domnule. Afară! Afară! Domnișorule, s-a întâmplat ceva? Rodovico. Da. Vino să-ți dau un bilet pentru domnul Domșa. Dar pe numai ce fost, domnișoară? Un bilet și, uite, inelul ăsta de logodnă. Să-i le dai în mână. Tu l-ai, domnișorule? Domnișorule, nu cumva ați vrea să străcați logodna? Să-i le dai negreșit chiar acum în mână, Rodovico. Domnișorule, să nu te pripești, domnișorule. Cum omul dezleagă ușor. Da, delegat, să știi de la mine că e mult mai nevoie, Rodovico, domnișorule. Simt eu ce trebuie să fac. Domnișorule,
Și tu te-ai dus? Mintonaș m-am dus, doamne, mintonaș. Domnul Domșa era cu domnișoara Marta. M-or oprit să vadă dacă nu-i ceva, un răspuns ceva. I-am văzut cum m-or pălit. Întâi domnul avocat care i-a întins scrisoarea lui domnișoara Marta. Și numai ce s-a pornit domnișoara pe plâns și-a fugit dincolo la dânsa nodaie. Apoi domnul mi-a zis că nu-i niciun răspuns și că o să vină el în coace. Au trecut 3 zile și nu s-a arătat. Nu vedeți? Și acum voiește satul ca de făcut logodnă. După gura lumii să nu te iei. A, pe doamne. Mi-e teamă că apostolul o să aibă alte nemulțumiri. A, pe lăsați-l, doamne, că tot mai stă acasă acum. Lasă vorba, Rodovico, și vezi mai bine cine-i la poartă. Domnișorule, vă caută domnul notar Pălăjeșu. Vin acum. Fiindcă nu mai vrei să știi de prieteni, iată că vin prietenii la tine. Mă rog. Cum? Ce vânt te aduce pe la noi? Ți se pare ciudat că vine să te vadă prietenul tău din copilărie și de mai târziu? Strașnic te-ai schimbat, frate. De acum 3 ani te-ai schimbat de nici nu te mai recunosc. Ce vrei, Alexandre? Hai, spune, ce vrei? Eu? Eu ce vreau? Nimic. Adică mai nimic. Întâi să te văd și apoi să vorbim. Mă așteptam să spun drept la o primire mai... Iartă-mă, Alexandre, te rog, iartă-mă. Dacă știi câte chinuri îmi zdrențuiesc sufletul de când am venit acasă... Cine-i de vin, apostole? Crezi că eu nu știu? Crezi că se mișcă ceva aici fără știrea mea? Dar tocmai de aceea trebuie să repari ceea ce ai stricat, apostole. Negreșit trebuie să repari logodna în interesul tuturor. Un moment, nu înțeleg. Ce are interesul tuturor cu logodna mea? Cine? Ce are cu sufletul meu? Prin dibăcia mea, prin munca mea, am creat aici o atmosferă patriotică absolut necesară în vreme de război ca și de pace. Acum căzuși tu ca un bolovan într-o apă liniștită și ai tulburat-o. Ai dat prilej de flecăreli, de aprobări și de dezaprobări. În sfârșit, tulburare și iar tulburare. Un ofițer care vine de pe front nu poate să aibă atitudinea ta fără a demoraliza pe unii și a ațăța pe alții. Îți dai seama, cred, ce înseamnă asta. Ascultă, Alexandre, așa ai spus și când ai trimis la internare pe protopopul Groza. Pedeapsa crimei n-are nevoie de justificare, căci crima poartă în pântecele ei pedeapsa. Aha. De altfel, eu niciodată nu mă justific, pentru că înainte de a face un pas, judec. Așa. Eu niciodată, mai ales dacă aș fi ofițer în armată, n-aș rupe logodna cu o fată numai fiindcă a fost văzută cu un ofițer ungur. Apostole. Tu n-ai face asta, Alexandre. Nu. Tu ți-ai lăsat logodnica cu oricine fără să ți se aprinde durerea în suflet, nu? Ești dator să dregi ce-ai stricat prin nesocotință. Aha. Suntem prieteni și te sfătuiesc, prietenește. Tu, Alexandre, tu! Nu da! Mișelule! Nu da! Hai să plătești! Ieși! Bine. Ieși, Mișelule! Bine! Ieși! O să-ți dau la domnișorule să... Dar ce-a fost aici tu la-i, doamne? Domnișorule, vii rău, domnișorule! Nimic, Rodovicu. Umblu să fac puțină dreptate. Apoi... Nonino, m-a și scaunul pe jos... Ce fața lasă, asta se pun la loc. Dar petele de pe suflet, cine le mai șterge, Rodovico? Oh. Petele, apoi... Eu știu... O zis, doamna, să poftiți că masa e gata, domnișorule, poftiți. Bine, vin numai decât să mă limpezesc pe ochi. Ia și puțin piul. Apostole, mamă, n-ai făcut bine că ai stricat logodna cu Marta. Nu, mamă. Toată parva buiește. I-au răspândit zvonul cum că ai lăsat-o pe Marta pentru că a vorbit ungurește și toți notabilii privesc cu ochii răi. Toți porăvăiesc și te bârfesc. Nu-i bine. Vremurile sturburi. Da, mamă. Dragă apostole, cum?
unde ai putut să-mi aduci rușinea asta peste casa mea? Știi bine că te prețuiesc, dragul meu. Altfel nici n-aș mai fi venit după gestul care m-a jignit, după inelul pe care l-ai înapoiat, după scrisoarea aceea. Iar am stat vreo două zile că am crezut că o să te întorci și că n-a fost decât un gând necugetat la care te-a împins tinerețea și poate, eu știu, suferințele tale, dar apostole, apostole, foarte, foarte, foarte rău. Era datoria mea, datoria mea să rup logodna cu fica dumneavoastră, domnule Domșa. Și hotărârea mea este nestrămutată. De ce? De ce? Pentru că n-o iubesc. Dar să nu se poate. Nu se poate. Cum n-o mai iubești? De ce? N-o mai iubesc și atât, pur și simplu. Dar să nu se poate. Asta nu e o cauză serioasă. Pentru un tipuir copilărești nu se poate zglobi norocul unei fete. O logodnă nu se poate dezlega oricum, fără un motiv temeinic. Marta mi-a spus că s-o fi trezit în tine șovinismul, pentru că a vorbit ungurește de față cu locotenentul ungur. Adevărul nu poate fi rostit în fața tatălui ei, domnule Domșa. Dar de fapt nu există alt adevăr, decât că n-o mai iubesc. Apostole, nu te porți cu vincioasă. Spune și dumneata, doamnă, că ești femeie înțeleaptă și ai văzut multe lume. Spune, se poate. Sigur că e numai atât, domnule avocat Domșa. Apostole, unde pleci? Termină-ți masă. S-a întâmplat ceva cu băiatul ăsta, doamnă, nu-i frumos să se poarte așa. O fi, domnule Domșa, chinuit de toate ale lui. Prin câte a trecut? Prin lupte și răni și spitale. De câteva nopți nu închide ochii nici de leac. Are sufletul cernit rău. Acum e în gând, o trebuie să lupte și cu românii. Dar asta nu trebuie să împinteze logodna. Doamnă, lupta e luptă și logodna e luptă. Mama, trebuie să mă reîntorc pe front. Imediat, chiar acum mi-a sosit telegrama care îmi comunică suspendarea consiliului. Asta e mâna nevolnică și dușmana lui Pălăgieșu. Nu l-ar ajuta Dumnezeu și Maica Domnului. Dragul mamei, dragă mamă. Atunci eu mă duc. Poate că ți-o dat Dumnezeu gând bun și ai venit acum la ceasul al 11-lea să te împaci cu Marta, că ea se răcuța. Numai atât așteaptă. Mamă, te rog, nu plânge. Nu plânge, mamă. Și așa a început să-mi fie greu acasă. Simțeam o apăsare pe inimă și apăsare pe cap, parcă din toate părțile. De atâta ostășime nu-și mai poate urni roțile. Ei, cât bine am mai fost în conced. Dar cine știe când o mai întoarce în satul nostru? Nu-i rău nici în lunca pentru tine, Petre. Drept să spui, nu nicio povară. Numai dumneavoastră nu vă simțiți în tăt largul. Ce să fac, Petre? Sunt încercat de fel de fel de gândura mare. Blăstămat uiți de război care răscolește inima omului. Apoi pentru noi oameni de rând de la plug e mare sărăcie și amară, fără să mai pui la socoteală viețile prăpădite. Cum să mai pierde în zadar tătă floarea tinerimii? Și asta pentru folosul domnilor. Așa și toți gândiți la fel, deși n-ați studiat filozofie. Nu mai văd un simț. Parcă l-au și pe viitor, săranul în curte muncă la care suntem cazați? Domnul Cotinent, mulți domni ofițeri au mai stat în casa mea, dar om ca dumneata cu inima capitală Dumnezeu n-am mai întâlnit. Ți se pare, Vidor?
Dumneata, ai suflet de aur și crezi că toți eu din jurul lumii tale sunt de treabă. Nu, nu, că am grăit și cu fata mea, cu Ilona, că om ca dumneata n-am văzut. Dumneata și cu Ilona sunteți de mare preț. E drept, fătuca mea e o fată de nădejde. Toată noaptea bocește de gând de femeie, din pricina năpastelor care cad peste oamenii din jur. Năpastele cad cu duiumul. Oh, nu i-ar mai ierta Dumnezeu, domn locotinent, că mare propăt fac din viețile noastre și nu le pasă. Cui, bate de a domnilor, cui au? De ce credeți că ne-a rechemat din concert? Domn locotinent? Ce zici, Petre? L-am dus pe gânduri în altă. Știu eu, Petre, cine știe cine mă așteaptă? Din ce vis mi se desprinde fata asta cu ochii de peștar? Pot privi prin ei până în fundul sufletului. Și numai din pezimii și din pezimii, fără o preliște. Dacă aveți nevoie de ceva, domnul locotenent. De tine am nevoie, Ilona. Să-mi arăți când este răsăritul. Domn locotenent, am ajuns. Acum suntem la Lunca. De mult eram la Lunca, Petre. Ordonați? Nimic. Hai, băiete, mai repede. Lauda Dumnezeu, domnul locotenent, și am ajuns cu bine la Lunca. Cu bine, Petre. Vom vedea ce fel de bine ni se mai pregătește. Uite cine ne așteaptă în gară, Ilona, fata gazdii. Domn locotenent, ce bine îmi pare. Ce cauți aici? Ce cauți în gară, Ilona? Ai venit. Tata zicea că mai ai vreo 3 zile. De altfel, pe dumnealui le așteptam, că s-a dus în oraș după niște... Dar poate să sosească cu celălalt tren. Petre, să te ajut la pachete. Lasă, Ilona, de ce se tot stă mișto? Haide-mi spre casă. Sau mai știți pe Nea Vidor? Nu, mere, îmi pun, mă. Hai. Satul îmi pare minunat, Ilona. Ofițerul care a venit în locul dumitare, dar tata a zis că mai bine să mă culc eu, că dumneata tot trebuie să te întorci. De ce să iau odaia un străin și să strice când dumneata azi, mâine? Bine, Petre, bine, ajunge. Lasă că mai aranjez și altă dată, acum ajunge. Și ce mai e nevoie? Fac eu, că am mână de fapt. Dar nu-i nevoie, că eu să... Petre... Apoi am jucătat, domn locotenent. Dar tatăl tău ce-a mai făcut de când am plecat în concediu? De la... Tata? Ce-a făcut? Zici? Bă, munca și necazurile. Și crezi că e nimic? Că doar avem și noi niște pământuri. Ca oamenii de treabă și trebuie să muncim cum putem dacă vrem să trăim. Numai Dumnezeu știe. Da, sigur. Desigur că... Dar dumneata ce-ai făcut de acolo, de acasă? Bine? E frumos de la dumneavoastră. Ca și pe aici, Ilona. Doar că la noi e mai departe războiul. Puțin mai departe. De noi știu că nu ți-a fost dor, vezi bine. Cum să-ți fie dor ca acasă omul? Mi-a fost dor de tine, Ilona.
Vezi, Doamne, am avut o presimțire grozavă ca să te întorci înainte de a împlini vremea. Și de 3 zile am așteptat toate trenurile. Nu știu de ce, toate trenurile, toată ziua. Mulțumesc, Ilona, mulțumesc pentru că... Apoi eu... Nu. Rămâi, mai rămâi, vreau... Vreau să te sărut. Nu. Vai de mine, că și dumneata, zău așa. Mi-ești dragă, Ilona. Te aștept să vii la noapte la mine. Neapărat la noapte, după vecernii. Vii? Oh, zău, domnul locotenent. Nu, mi se pare că... Zău, cum se poate? Oh, Doamne, parcă sunt licean amorizat. Doamna Cotenent, Boruchea! Doamna Cotenent! Da, intră. Ce faci? Ce faci, prietene gros? Ești bine sănătos? Te-ai întors cu adevărat? Mă bucur că te văd, mă bucur nespus. Ia loc, te rog, ia loc. Și eu mă bucur. Ce faci pe aici? Lucrez cu un mic detașament la amenajarea depozitului de muniții de vreo 4 zile. Așa. Să nu crezi, Bologa, că am uitat imputarea ta de odinioară. Ce imputare? Nu-ți mai aduci aminte? Da, firește, atunci numai de fondul românesc tremurai. Și poate că nici nu ți-ai dat seama ce mi-a spus. Uite și acum e aici imputarea ta, ca un cui, aici, în suflet. Și atunci n-ai avut dreptate. Mi-ai spus mai pe subțirel că sunt laș pentru că una vorbesc și alta fac. Da, mi-am amintit, da. Adică nu tocmai laș. Nu, în sfârșit, atunci aveam atâta venin în inimă gros. Sunt laș, sunt chiar ipocrit, recunosc, fiindcă nu mi-a sosit încă vremea. Voi fi cumplit, Bologa, atunci când va sosi și vremea mea. N-ai nicio grijă. Acum adun picături de ură pentru ziua care va veni negreșit, care se apropie. Iubirea n-a ucis niciodată, numai oamenii ucid în numele ei. Dar când va veni adevărata stăpânirea iubirii? Dragul meu, stăpânirea iubirii adevărate nu poate veni niciodată, pentru că ar fi o absurditate. Când s-ar convinge omul că în afară de viața de aici, de viața noastră pământească, îl așteaptă o viață nouă, fericită, în clipa aceea, da, cu adevărat s-ar sfârși rostul nostru aici pe pământ. De ce aș trăi eu aici în ticăloșie când cu ajutorul unui glon te pot ajunge într-o secundă în împărăția fericirii? Nu, dacă iubirea și viața sunt pretutindeni, dacă sunt veșnice, n-ai nevoie să alegi după ele forțând zăvoarele morții. Da. Așa vorbiți de 2000 de ani, mereu cu iubirea în gură și cu sabia în mână. Mereu ipocrizia. Nu, Boroga, nu. Iubirea a dat fariment, ca și umilința, ca și smerenia. Omul vrea să fie acum mândru și stăpân și egoist, să lupte și să-și biruiască vrășmașii, oricare și oriunde ar fi ei. Ura te orbește și te face să vezi nelucir gros. Și pe tine șovinismul, Boroga. Crezi că nu-mi amintesc? Ai fi ucis bucuros 1000 de muscați sau italieni, numai să nu fii serii să tragi în români. Aici ți-ar părea o crimă să omori, pe când aiurea oriunde ți-ar fi indiferent, sau ai socotit că ai făcut o vitejie. Și acum ai născocit iubirea și pe Dumnezeu, în locul cărora se poate dăinui șovinismul liniștit. Asta până se va ivi un prilej bun să-ți iei călpășița. Și toate acestea în numele iubirii? Bologa, păi nu vezi că e oribil? Și nu atât șovinismul tău, ci tocmai ipocrizia, poate inconștiința în care se cocoroșește. Iată-mă, prietene, tu nu poți să pricepi. Te-aș ruga să mă lași singur acum. Te rog, am de lucru. Am să te las, Bologa, să te las. Îmi pare rău că te-am răscolit. Poate că odată o să înțelegi ceva din toate astea. Dar dacă totuși, știu eu, îți urez noroc și drum bun. Doamne, dacă are dreptate, pentru ce bate clopotul ăsta? Pentru ce? Pentru o vecernie spartă? Petre! De ce stric, Petre? Ar trebui să stric pe Ilona.
Gata, locotenent. Ce faci, Petre? Gata cina, patul? Hai, Petre, mi-e foame și mi-e somn. Și sunt așa de mulțumit că ne-am întors iar la lunca. Am pregătit tot, domn locotenent. Că pe urmă să mă pot duce și eu la înviere, dacă... Se zice că slujește foarte frumos părintele Botean. Bine, bine, du-te unde vrei. Să trăiți, să trăiți, domn locotenent. Părintele Botean, fostul meu coleg, cu el trebuie să mă sfătuiesc. Lui am să mă spovedesc. Nu, nu mi-e foame nici somn. Sunt chinuit de îndoială. Oare vine Ilona? Oare vine? Clopotele. Tata. Oh, copilăria. Ce îndepărtată mi se pare copilăria. Mamă, mamă, nu. Sunt credincios inimii mele. Domnule, tremur toată. Ați adormit, domnule locotenent? Apostol. Ce-i în mintea mea? Oare îl iubesc destul? Ma, cine? Cine? Tu? Ai venit? Ai venit, Ilona? Am așa de multă nevoie de tine, Ilona. Iubita mea. Sunteți sigur, domnul locotenent? Ar trebui să dormiți. Sunteți tare ostenit. Te-am așteptat. Te-am așteptat ca pe speranță. Auzi clopotele, ce frumos bat. Auzi clopotele, draga mea. Învierea asta este pentru mine. Este învierea mea. Eu m-am ridicat din moarte. Vino. Vino aproape. Și clopotele ne binecuvântă. Nu mi-e frică. Mi-e frică. Nu știu ce spaimă mi-a intrat în inimă. Ilona, Ilona, torturica mea simpatică, dragostea mea. Din prima clipă când ai venit la noi, am știut, am simțit un fior în inimă. N-am crezut că dragostea doare așa de rău. Și apoi când ai plecat de acasă, gândul meu, mai spre tine, numai după tine m-a purtat. Ilona, Ilona. Și eu, întâi, am trecut cam prost pe lângă tine. Dar și eu am simțit, am o mare amețeală. Mereu simțeam o mare amețeală când ieșeai în cale. De nu voiam să te văd. Mă feream. Dar nu știu ce mă împingea. Mă îndemnea de la spate. Simt că se năruie cerul peste mine. Marile fericiri și marile dureri, marile chinuri sunt deopotrivă răvășitoare. Iubirea mea, dragul meu, apostole. Uf, Doamne, Doamne, de acum nu mai pasă, nu mai pasă, nu mai pasă, pot să mă omoare. Salut, Varga, ce vârf pe aici? Știi bine datoria. Te-am așteptat să te arestez, Bologa. Se vede însă că ți-ai mutat gândul. Nu mai treci la inamic, te-ai răzgândit. Ei, n-ai uitat cum vorbirea de atunci. Ei, da, am lipsit de la apă. Crezi că de aici încolo e prea târziu? Nu știu, tu trebuie să știi. Așa e, și apoi frontul e mare, prietene. De ce numai decât pe la tine? De ce trebuie să fug prin sectorul tău? Firește, negreșit. La revedere, la revedere, unde te duci? Să mă spovedesc. Oh, fii sigur, am să te aștept. Hai, dă-i drumul, vizitiu, dă-i drumul. Eu sunt cu ochii la pândă. Aștept să te prind, Bologa. Cât
aș reuși să mă strecor mai repede dintre soldații aceștia. Ferrați, domn capitan. Nimeni nu mai știe dacă o să mai scapă. Îmi spuse un infirmier că Gluntri a lovit aproape de inimă. Că suferă rău de tot. De ce oare pe cei mai buni lovești, doamne? De toți la oaltă. Glonțul n-alege buni și răi. Da, 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 domn capitan, era pâinea lui Dumnezeu. Drept, drept. De cine vorbește, soldat? Domnul capitan Cervenco a fost lovit, domnule Vorbodean. Acum și Cervenco? Iubire, iubire. Și dacă Grosare a avut dreptate. Intră. Apostole, apostole, ai mai venit pe la noi. Da, părinte. Ce vân bun te aduce. Hai, 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 adem, apostole, haide-mi în veranda noastră țărănească. Mulțumesc, Constantin. Hai, poftește, poftește. Apostole, ia rog, te rog. Oh. Am auzit că ai fost dus pe acasă, apostole. Da. De ce nu te-am mai zărit? O, oh, Doamne. Barem pe acolo n-a trecut războiul. Constantine, îmi amintesc cât erai tu de studios la Năsăud Orinioară. Și mă gândesc cum te-ai putut obișnui aici, departe de lume, fără cărți, fără oameni de seama ta. Trebuie să o duci greu de tot, nu? Grea a fost lupta mea, apostole. Și lungă a fost. Viața e pretutindeni. Firul de nisip ca și în sufletul omului. Și pretutindeni oamenii au nevoie de milă, să dăruiască și să primească. Cât timp trăiești între cărți și din ele, ți se pare că acolo e toată înțelepciune. Apoi, când ieși în lume, simți sufletul trist și fără sprijin, măcar de ai fi mistuit toate bibliotecile de pe suprafața pământului. Părinte, părinte, simt cuvintele tale în inima mea. Le simt, părinte, dar zadarnic implor și zadarnic bat la toate porțile. Nimeni nu-mi răspunde. Mă plimb veșnic între două prăpăstii, Constantine. Veșnic, veșnic. Prăpastie afară, prăpastie în sufletul meu. Drumul vieții e plin de răscruci și la fiecare răscruci am fost silit să mă opresc, să chipzuiesc. Și niciodată n-am nimerit calea cea dreaptă și m-am întors înapoi. Și nici înapoi n-am mai cunoscut drumul pe care am mers. Și eu am purtat cununa ta, apostol. Bună ziua, domnule Boroga. Să rămâne, doamnă preoteasă. A, încă n-ai cunoscut pe preoteasa mea. Uite, nu, nu. Poftim, privește-o. Spune-mi dacă ai mai văzut așa căprioară, drăgăla. Vai, Constantine, nu ți-e rușine. Îmi pare bine să vă cunosc. Știți, noi doi am copilărit împreună. Știu, știu. Mi-a povestit Constantin tot. Da. Acum o să mă iertați, domnule. N-avem cine știe ce la masă. Nu, nimic. Da. Ca la țară și ca la război. Știm. Da. Altă dată avem și noi mai bine, dar de când a fost părintele la internare la Buda, nu prea. Cătanele ne-au prădășit. Lasă, lasă că e bine, căprioară, că doar Bologa nu-i străin. Da. Era în fașă când noi puneam lumea la cale, în Năsăud. Luați, luați și gustați. Eu am grijă cu cei copii. O femeie rară, apostole. Ea a fost norocul meu. Nu-ți poți închipui tu ce înseamnă o femeie care te iubește a Evea până la sacrificiu. Ea e dintre femeile acelea, apostole. Când ți-ai povestit odată pătimirile noastre, ai să înțelegi poate de ce o iubesc din tot sufletul. O iubești mult? Foarte, apostole. O iubești mult? Da, mult. Ca și pe Dumnezeu. Iubirea e una și nedespărțită, întocmai ca și credință. Inima mea cuprinde în aceeași iubire pe Dumnezeu, pe tovarășa vieții mele, pe mama copiilor mei. Părinte Constantine, am venit să mă spovedesc, pentru că sunt încercat de niște gânduri chinuitoare. Acum trebuie să se aleagă într-un fel cu mine. Vorbele tale mi-au dat tărie ca să mă eliberez. Ce faci, Petre? Trăiți, doamnă. Ce
Ce faci? Îți rume geamarurile. Asta cam așa e, domn locotenent. Că de bine ce ai fost pe acasă, dorul de nevastă și de copii îți crește mai virtuos. Petre, Petre, te rog, ordonați. Cheamă-l pe mine, Vidor, până aici. Am înțeles. Tocmai l-am auzit sporovăind prin tindă. Cum să cade om și mea, Vidor ăsta? Orice nație ai fi, omul cât e om, să cunoaște. La Vidore! Și dacă, nu vrea Vidor, sau chiar ea? Să trăiți, domnul locotenent, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mi-e dragă Ilona și vreau să iau de nevastă. Eu? Dacă vrea și ea și dacă mi-o dea și dumneata. Dar, domnul locotenent, eu să știu că... Îmi trebuie răspunsul acum, numai decât. Să nu crezi că mi-a trezit prin cap așa. M-am gândit și am cumpănit. De domn locotenent, vorbă mare spus, recunosc că știm și noi omenia și cuviința, măcar că suntem săraci și oameni de rând, cum ne-a lăsat Dumnezeu. Dar păi, eu zic, să fie a dragă dumitale fata, da, și eu sunt om bătrân și am pățit multe și cu lingura ai mare am înghițit cazurile. Și de aceea cred că... Eu cred că nu-i pentru dumneata fetișoara noastră, că ea sărăcuța nici avere n-are, nici învățătură n-are și nici cum nu se potrivește cu dumneata, domn locotenent. Fiindcă mi-e dragă, ne potrivim. No, eu știu ce să zic, că una-i hotărârea omului și... Ilona! Ilona! Ia vină încoace, iute, dragă! Ha! Ilona, domn locotenent, te-o cerut de nevastă. Dar ce zici? Eu. Dar nu plânge ca o proastă, dragă, răspunde domnului locotenent. Da, hai, fata, tati, răspunde. Ne chiar de vremea de pomană, domnule. Ilona, Ilona, nu vrei să... Muierea, tot muiere, din lacrimi n-o scos nici cu șase boi. Dar ce să mai lungim vorba, că fata trebuie să facă precum îi poruncesc eu. Mare cinste ne faci, domnul locotenent. De acum... Numai să fie într-un ceas bun și cu noroc și să trăiți. Ilona. Ilona, vrei să fii nevasta mea? Ilona. Domnule locotenent, apostole, își trag. Eu, orice, nu-mi pasă, își trag. Ilona, mireasa mea dragă. Turturica mea sălbatică. De ce ești trist, ba, de Vidor? Ar trebui să... Ar trebui, domn locotenent, să joc într-un picior din pricina dumitale și a Ilonii, că multă bucurie a adus în casa noastră și în inima fetei, dar nu mă lasă vremurile. Ei, dar ce? Ce năpastă iar? Ei, mare jale și amar, domnule. Ei, trei țărani arestați azi noapte ca niște zici spioni, deși toată lumea știe că ei își pășteau vitele, că nu mai e niciunde o leacă de fân, că l-a luat armata. Ei, trei țărani, zic, au și fost spânzurați. Cum? Nici nu le-au ridicat spânzurători. I-au agățat ca pe niște câini pe câte o creangă de copac. Bade. Am vrut să le facem groapă cum se cuvine. Dar nu-i o cobor din ștreang. Zice că-i poruncă să atârne acolo trei zile și trei nopți să-i vază toată lumea și să învețe minte. Doamne, Doamne, apără-ne! Până ce le-au pus lațul de gât s-o jurat bieți oameni că nu-s vinovați. Dar parcă vrut cineva să-i asculte. Ordin și iar ordin. Și mai sunt patru închiși. Dar nu crezi că o scăpa vunul? Nu, și tu, tata, acum înainte de praznicul mai ne spui veștile astea. Lasă, Ilona, să spună. Trebuie să știm ce să înțelegem. Boroga! Boroga, fericitule! Ai sosit din concediu de mult? Ah, fericitule, fericitule! Barime sănătos acum. Bine venit, Crapca. Ei, să zicem că sunt sănătos la trup. No, noi să mergem, Ilona, tată, că domnii mai au... Ba nu, ba nu, stați, de ce? Ba nu, că noi nu... Dar cine-i fericită, ha? Cine-i frumoasă? E logornica mea și fata lui Nea Vidor, gospodar de aici, din satul Lunca. Cum?
logodnică. E, cum, dar asta-i... Asta-i nebunie, Bologa. De ce? Iartă-mă, poate că sunt bădan, totuși. Nu pricep. Nu pricep nimic. Clapca, dacă ar pricepe omul toate câte nu le pricep, ce farmec ar mai avea viață? Hm? Ia mai bine șescolea. Ia, odihnește-te puțin, da. Și să ciocnim o roșie. Hai. Ia, logodna asta este pentru mine un mister. Și pentru mine. Dar nu numai logodna, ci toată viața, începând cu sufletul meu și sfârșind cu infinitul în stelat. Bine, bine, lasă, așa se zice. Asta din vorbele mari. Logodna însă e ceva material, e un fapt precis. Nu, ceea ce nu pricep eu în logodna asta sunt motivele care te-au îndemnat să-ți legi viitorul de o fetiță. Sigur, e nostimă, e greșit, e frumosică, da? Dar e nici filisată, Bologa. În sfârșit, un om ca tine ce poate găsi într-o țărâncuță? Eu sufletul e același la țărancă și la contesă Glavia. Cel puțin în privința cuprinsului, nu? Sigur, dar... Numai forma a schimbat o civilizație. Și ești sigur că schimbarea s-a făcut într-o fericire a omului? Hm? Doamne... Uite, nu. Nu. Eu cred că civilizația a falsificat pe om. Și l-a înrăit. Oare fără binefacerile civilizației ai mai putea tu însuți să te ridici împotriva lor? Civilizația dumitale strănește în mietul suflet omenesc numai întrebări, Clapca. Dar nu e în stare să-ți ofere niciun răspuns. Mi-e scârbă de civilizație, capitane. 10.000 de ani de civilizație nu prezuiesc nici cât o singură clipă de adevărată împăcare sufletească. Dragă Bologa, eu nu pot să te înțeleg. Uite, a trebuit să mă izbesc cu capul de toți pereții până să mă smulg din ghearele rătăcirilor. Până să mă regăsesc pe mine însumi. Pe mine, sufletul meu, însetat de fericire. Da, da, sigur. Omul are nevoie de un sprijin sufletesc, sigur. Așa e un sprijin, căpitane. Vorbesc și... nu te supără. Uite, mi-e plină inima. O cheamă Ilona. Hai, șez, de ce stai în picioare? Ia puțină pasca, te rog. E făcut de logodnica mea. Pasca împăcării, cu mare de frământări. Mi-aduc aminte când ai fost pe la mine, pe front. Știi, când a fost prins ofițerul acela român. Aha, țin minte. Cât erai dezbuciumat. Am crezut că te-ai supărat pe mine, fiindcă nu m-am entuziasmat în fața planurilor tale de fugă. Ții minte? A plecat furios. A, știu, eram tare furios. Ai avut noroc cu boala. Nu știu de ce am avut și mai am presimțirea că te-ar prinde dacă ai încercat să treci dincolo la români. Sigur, poate că e o superstiție. Oricum, te-ai născut într-o zodie cu noroc, Bologa. Aici, la coloana de muniții, în Lunca... Parcă nici n-ar fi război. Adevărat, uite. Parcă nici n-ar exista război. De vreo 10 zile avem fierbere și pregătiri și ordine peste ordine, încât te trec sudor rece. Și pretutindeni o vigilență extraordinară. Mai ales că în ultimele zile au început oamenii să dezerteze la dușman pe capete. Numai azi noapte am aflat că ar fi șters-o 5 români, 5 infanteriști. 5 români? Mm-hmm. Și aici cu civilii... Ai zice că a turbat generalul. Am văzut trecând spre Făget. Sunt 3 spânzurați la marginea șoselei, într-o pădurice acolo. Mi-am adus aminte de pădurea spânzuraților. Și curtea marțială de-abia și-a început activitatea. Tocmai când se plec încoace am auzit că ar mai fi condamnat 4 țărani. Păi, acum sunt 7. Mm-hmm. Da, 7. Da, și tot la cartier am aflat că vor să le tragă pe toți soldații români din front să-i trimită aiurea. Aha. Nu știu dacă și pe ofițeri. Dacă ar fi adevărat, ai putea răsufla și tu liniștit. De aceea trebuie să te astâmpere acum, Bologa. Să fii mulțumit că ești aici și să aștepți norocul. Da. Norocul. Păi da. De asta m-am apătut pe aici, Bologa. De aici încolo n-am să mai tremur decât ori văd un arestat pe front. Ai acum obligații și față de fetișca asta. Obligațiile față de fericire? Îți înnăbuște toate. O vine cineva. Te caută pe dumneata. Spune să intre.
Să trăiți, domn locotenent. Știu, știu, Petre, a venit cineva pentru mine. I-am spus Silonii să-l poftească. A, nu e asta, domn locotenent. Am căpătat ordin să mă prezint la regiment. E, Petre, ce spunem eu? Ui. Bine, Petre, bine. Am stat de vorbă după ce voi vorbi cu oaspetele, da? Păi nu mi-e grijă de mine, domn locotenent. Și nu știu pe mâna cui încăpesc dumneavoastră. Ei, las, mulțumesc de grijă, Petre, mulțumesc. Ei, o să vedem cum îmi descurca, nu? Să trăiți. Oh, Clavca, e un băiat isteț și foarte credincios. Fără el o să mă descurc greu. Să trăiți! Poftiți un plic, ordin urgent de la domnul general. De ce, aștept răspuns? Da, domnule locotenent, răspuns foarte urgent. Da. Da, parcă te-am mai văzut undeva pe dumneata, plutonier. Unde servești? La ce birou? La pretura divizii, să trăiți. Aha, la pretura. Bine. Voi veni mâine dimineață. Acum tot e târziu și până să ajung eu acolo, excelența sa... Aveți mașina la dispoziție, domnule locotenent. Chiar am ordin să vă... Aha, a, da. Ei, mă rog, așa e, atunci bine. Atunci așteaptă puțin. Vă aștept afară. Să trăiți, domnule captain. Ordine peste ordine să nu mai poată avea omul o clipă de liniște. Asta e. De ce te cheamă? Cine știe, fleacuri. Fleacuri. Vii Clapca. Da, sigur, sigur. Numai că eu rămân în sat, că mai am niscavat treburi. La revedere, domnișoară. Să ai grijă de Bologa. E un băiat foarte bun. Bună ziua. Ilona, la revedere. Ei, n-ai nicio grijă. Spune și tatălui tău că... Adică stai, dacă el a plecat într-acolo. Uite, am să-i spun chiar eu, da. Te rog, fii liniștită-mi puțin. Hai, liniștit. Ia seama pe acolo. Șt, hai, fără grijă. Mireasa mea. E, cu bine, Bologa. Cred că o să te trimită de pe aici. Crezi? Da, sigur, o să te liniște și tu. Ești un norocos. Să dai de veste când ai să pleci. O să-mi lipsești mult, da? Las, e mai bine. Mai bine pentru tine. Cu bine, domnule capitan, cu bine. Hai, dă-i drumul. Am să vă țin la curent. Bine, bine. Mai este o cotitură până... Două. Așa-i, două. Exact. Numai decât ajungem, domnule locotenent, și la locul unde sunt spânzurați spionii. Merită să vedeți cum atârnușe acum ca niște... Ia uitați! Uitați-l, voi vedeți? Cele două sentinele pe care le-ați văzut stau numai ziua, ca să nu îi ciugulească corbii. Pentru că pe aici sunt mulți corbi, foarte mulți. Noaptea le retrage în firește. Noaptea? Noaptea nu sunt corbi. Nu umblă corbii. Întâi fusese ordonat să atârne numai trei zile. Dar pe urmă, excelența sa, având în vedere înmulțirea cazurilor criminale, a hotărât să rămâi acolo spânzurați până la noi ordine. Îngrozitor. Îngrozitor! Îngrozitor, am înțeles. Am ajuns, să trăiți. Am observat și eu. E, bine că ai venit, dragule. Te așteptam aici, în curte, nerăbdător. Domnule pretor, mă chema să mi se pare excelența sa. Da, desigur, m-am scăpat de o grijă teribilă. Închipuie, s-a îmbolnăvit locotenentul din curtea marțială și cât pe aici să nu mai putem funcționa. Deși mâine avem o afacere extrem de gravă. Excelența sa nu mai îngăduie să retragem ofițeri din front pentru completarea curții. Și în sfârșit, poți să-ți închipui prin ce emoții am trecut. Pentru aceasta mă așteaptă generalul? Desigur, desigur. Probabil că vrea să-ți dea personal instrucțiuni. Știi, obiceiul lui. Fiindcă trebuie să stârpim prin orice mijloc trădarea, Bologa. Ce e aici nemaipomenit? Orice mișcare se face, a doua zi dușmanul o știe. Uite, chiar aseară mi-au adus jandarmii 12 bandiți. Adunați prin păduri, din spatele frontului. 12! Ce zici? Frumos număr. Un furnicar de trădători. De ce nu mă lăsați pe mine în pace, domnule pretor? Păi firește, așa vorbiți toți și vă codiți ca și când curtea marțială ar fi ceva de mâna 10, nu? Nu vă dați seama că în fond de noi depinde toată vitejia voastră? Războiul nu se câștigă numai cu tunuri și cu ura, domnule. Asta a fost odată. Azi mai mult face creierul decât brațul. Că să știți că nu există victorii fără curtea marțială. E, am ajuns.
Bologa, Bologa, ai venit de mult? Trebuia să-mi spui. Excelența s-a întrebat de 3 ori de tine. Haide, haide, repede, repede. Te-am numit la curtea marțială în locul celui bolnav, bineînțeles provizoriu, fiindcă nu-mi place să descomplectez serviciile frontului pentru... din principiu. Azi însă curtea marțială a devenit tot atât de importantă ca și biroul de informații, de pildă. Poate chiar mai importantă, căci până ce nu vom distruge nesiguranța în spatele frontului, luptătorii nu vor mai avea nici o siguranță în față. Nu doresc să-ți dau instrucții și nici să te îndemn să-ți îndeplinești cu sfințenie obligațiile reglementare în noua însărcinare. Te-am chemat la raport numai ca să-ți atrag atenția asupra însemnătății covârșitoare ce o are în clipele acestea justiția în legătură cu mersul războiului. Trebuie să procedăm fără milă față de criminalii din lăuntru. Asta e datoria sacră a fiecărui soldat conștiincios și disciplinat. Noi condamnăm! Sper, deci, să-ți faci datoria și aici, ca în luptele cu inamicul din afară, Bologa. Ești inteligent și corect. Am toată încrederea în dumneata. N-am obiceiul să mă amestec în dezbaterile curții și nici să călăuzesc brațul justiției. Nu cer decât dreptate severă și fără milă. Atât și nimic mai mult. Deci, înainte! Înainte! Datoria. Te aștept. Am să te prind, Bologa. Deci, înainte. Înainte. Așteaptă. Așteaptă norocul. Numai ura este mântuitoare. Mi-e strac. I-o agățat ca pe niște câini. Auzisem pe aici că ați venit să vă bateți cu românii. Pătura spânzuraților. Nu ești orientat, Bologa. Oamenii suntem toți. Înainte! Înainte! Adică unde mă duc? Unde? Am uitat. Acasă? Acasă, doamne, ce-am uitat acasă? Am uitat ceva și nu știu ce. Nu mai merge. Te-am așteptat. Mi-a fost frică. Te-am așteptat cu sufletul la gură. Oare ce-am uitat, doamne? Doamne, ce-am uitat? Uite că am găsit. Uite, asta era harta. Așa că am găsit, Ilona. Ilona, eu am... Nu, eu presimt. Eu simt ce de gând. Dragostea nu mă minte. Eu cunosc mulții mai bine. Știu toate cotloanele, toate potecile, toate păraiele. Am să-ți fiu călăuză. Nu, tu nu trebuie să înțelegi. Ba da, o să-ți fiu călăuză. Ilona, nu trebuiam să mă întorc să te iau. Crezi? Cred. Spune-mi dacă crezi. Cred. Turturica mea sălbatică. Logotnica mea. M-am uitat la ceas. Trebuie să fie trecut de nou. Ce-mi pasă, am vreme destule. Numai Dumnezeu să-mi ajute să... Ce-ar fi să mă bată Clapca acum? Varga mă așteaptă mereu. Varga. Doamne. Mare noroc că n-am întâlnit pe nimeni. Cu adevărat că s-a născut într-o zodie bună. Mi se pare că aici se împart câmpii. Am să merg spre punctul cel mai de jos. Pe acolo trebuie să fie valea. Doamne! Umbre! Se aud pași.
trecut. Am ieșit din linile noastre. Da, slavă Domnului. De acum primejdea cea mare s-a sfârmat. Doamne, nu mă lăsa. Nu mă lăsa. Să ajung la ei mei. Acolo, pe frontul românesc. Ce zgomot fac trunchii ăștia putrezi. De ce s-au fi prăvălit trunchii? Sunt sfârtecați de bombe. Se vede că un unghi mort și-au închis cu mai multe rânduri de obstacole împotriva surprizelor. Iată din nou cărarea. Ar trebui să o iau prin pădure, să mi se piardă urmele. Sau să aștept aici până dimineață. Doamne, ce trebuie să fac? Nu, înainte. Acum, numai înainte. Datoria și sufletul și vărerea și totul îmi poruncesc să merg numai înainte. Pentru mine nu mai este drum de întoarcere. Hai! Gărda! Ofițier! Hai! Bologa. Varga? Ia armele, caporal! N-am arme. Caporal, percheziție corporală. Te-am așteptat, Bologa. Știam că ai să desertezi, vezi? V-am ținut de cuvânt. Te-am așteptat. Patru oameni la escortă. Caporalul rămâne în urmă. Înainte marș! Doamne, v-a să zic că totuși ai încercat să dezertezi. Oh, presimțirea mea. Și azi noapte te-am visat. Eu, prietene Clapca. De ce nu m-ai ascultat? Aveam o presimțire chinuitoare. De acum, prietene, nici o presimțire nu mai poate să mă salveze. Dar Clapca, sunt fericit că am încercat. Cugetul meu este alb. Am să te apăr eu, Bologa. Vreau să te scap. Trebuie să scapi. Bine, firește, da? Nenorocitule. Poate că sunt fericit. Soldat! Da? Ia loc pe capră, eu cu prizonierul stau în spate. Am înțeles. Gata! Dă-i drumul! Curaj! Curaj, Bologa! Îmi pare rău. Și eu sunt jumătate român, iar jumătate sas. Cum ați fost prins? Am avut chiar în regimentul nostru unul de mult, acum vreo 4 luni. Un stegar polonez de origine. Băiat, nu. Cine știe ce i-a venit? Destul că l-au prins, iar el a mărturisit cavalerește că da, am vrut să dezertez. Și totuși a fost numai împușcat. Dezertarea simplă se pedepsește cu moartea prin glonț, adică o moarte oarecum onorabilă, militară. În fond, între gloanțele plutonului de execuție și gloanțele dușmanului nu-i deosebire decât de calibru și de calitate. Nu-i așa? Când dezertarea se complică cu trădare, atunci intră în funcțiune ștrangul, fără doar ce poate. În privința asta, nici o curte marțială nu discută. Nici nu poate discuta, pentru că și codul e categoric. Ștreangă. Azi la nou era să o sândesc iarăși. Acum alții mă vor o sândi pe mine. Oare cine mă va înlocui azi? Uite ce interesant. Lasă la pas, băiete. Am înțeles, așa.
Se vede mai bine că e foarte interesant. Noi pe front trăim ca sub pământ. Habar n-avem ce e în lume. Toți trebuie să fie spioni, desigur. Câți spânzurați sunt? 3, 7. Bravo! Generalul nostru arde, he? Nu glumește. Dă-i drumul, Dobitocule! Ce vrei să ne apuce prânzul aici? Sau n-ai mai văzut oameni spânzurați? Dobitocule! Dobitocule! Dumnezeule, de ce să mor? Nu vreau să mor. Viața e doar... viața? Frumoasă vreme, așa e sub locotenente. Lumea e întotdeauna frumoasă. Toată lumea. Da, desigur, numai că... Parcă vorbeam adineauri despre anume cazuri de dezertare. Ei, camarade, ești încă tânăr și... Ei, știi, și eu azi la 9 trebuia să fiu la curtea marțială. Ca judecător, firește. Nu e ridicol acum? Hm? Am mai fost odată în curtea marțială, cu un caz foarte interesant. Un sublocotenent, un Svoboda. Hm? Ce n-ai priceput? Svoboda. Spânzurat. Repede aduceți prizonierul. Pe domnul locotenent, înăuntru. Domnul pretor așteaptă de urgență să facă actele. Ordin de urgență. Haideți, haideți. Hei, domnule, să procedăm repede și sistematic, să nu pierdem vreme. Nu-i așa? Scrie, plutonier. Da, domnule. E, dumneata, poftim, ia locul alea. Nu, mai aproape. Așa. Scrie. Scrie, plutonier, introducerea obișnuită. Dar, domnule pretor, procesul verbal era pentru niște civili. Tot un drac. Schimbă numele și gata. Și, da, și funcția. Da. Fosta funcție. Iar dumneata, acum te rog să răspunzi scurt, militarește, la întrebările ce-ți voi pune. Da. Pentru ce? Pentru ce zic că ai vrut să dezertezi? Domnule colonel, eu nu vreau să vă ascund nimic. Nici o umbră. Niciun amănunt care ar putea contribui la limpezirea situației astea. Dimpotrivă, vreau să-mi deschid inima ca unui duhovnic, domnule colonel, să se înțeleagă ceea ce a determinat. Vreau să zic cum mi s-a zdruncinat echilibrul sufletesc. Nu uita că eu sunt numai judecătorul care dorește să afle adevărul și nici de cum duhovnic. Deocamdată avem un punct câștigat. Încercare de dezertare mărturisită. Nu-i așa? Dar să zică mărturisită și recunoscută. Motivele? Da. Sper că vom descoperi și motivele încetul cu încetul. Dumneata, te rog să-mi dai lucruri concrete, nu echilibre sufletești. Când am auzit că voi fi numit la curte marțială... Ai și fost numit. Da, n-am putut. În orice caz, numirea în juriul unei curți marțiale, recunoaște și dumneata, nu poate fi un motiv de dezertare la inamic. Nu-i așa? Dacă conștiința dumitare nu găsea nicio vină acuzaților, rămânea liberă să facă opinie separat. A împărți dreptatea sau a pedepsi pe cei vinovați nu e o crimă, ci o datorie pentru orice om. Da, dar uneori este mai îngrozitor să judeci pe alții decât să fii judecat. Da, firește, când cineva... Dar despre asta mai târziu. Dar această hartă cum se potrivește cu povestea echilibrului sufletesc? Ești bun să-mi explici? Asta este schița oficială de la serviciul meu. Știu, sunt și eu militar. Dar cum a ajuns în buzunarul dumitare și tocmai când încercai să dezertezi la inamic? Fiindcă... Să spun eu cum? Pentru că n-ai vrut să mergi cu mâna goală. Nu-i așa? Ar fi fost o crimă să trag în frații mei, să condamn pe cei arestați. Să lupt și să ucid. Să ucid. Pentru ce? O crimă este întregul război. Nu mai puteam să... Nu mai vrei să vorbești? Să spun eu. Să-ți dau eu explicația reală. Concluzia la care am ajuns nu fără oarecare greutate. Dumneata e șeful unei bande de spioni și trădători.
Și atunci când ai fost pus în situația să-ți condamn complicii, ți-a fost frică că o să fii dat în vileag și ai preferat să încerci să fugi, nu? Ilona, 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 ce faci tu acum, căprioara mea? Închide-l, plutonier, și ai de grijă să-i asigure o pază strașnică, ca nu cumva să încerce din nou să evadeze. Am înțeles, domnule pretor. Strașnică. Iubirea. Iubirea trăiește veșnic, fără de început și fără de sfârșit. Am venit, Vologa. N-am decât o oră. Atât mi-a îngăduit pretorul să stau de vorbă cu tine în închisoare. Dar nici n-am nevoie de mai mult, fiindcă știu tot. Sunt de aseară aici și am studiat dosarul. Când s-a aflat că eu sunt apărătorul, m-au înconjurat și Vidor și Ilona și primarul. Iată, fată. Și ce suflet. Acum înțeleg perfect. Înțeleg de ce te-ai îndrăgostit de ea. Femeia primarului a obținut de la general promisiunea că el nu va interveni împotriva ta. E un mare punct câștigat, să știi. Cu apărare viguroasă și isteață, sper să evităm. Dar depoziția ta e revoltătoare, revoltătoare. Îți bați singur gâtul în ștreang, Bologa, de bunăvoie. Noroc că ai avut prezența de spirit să nu semnezi. Auzi? Îți vei renega prima depoziție, dar știi, foarte energic. Așa. Pe urmă vei tăgădui categoric că ai vrut să dezertezi la inamic. Când voi fi judecat? Peste 3 ore. Da. Da, sigur, la 10, negreșit. Atunci ce nevoie? Dar trezește-te, omule! Ești nebun? Nu-ți dai seama că te așteaptă... Moarte? Ștreangul, Bologa! Auzi? Ștreangul! Ți-am mai spus și altă dată. Viața e reală. Pe când dincolo de moarte... Cine știe dacă dincolo de moarte nu e adevărata viață? Dragul meu, aiurezi! Asemenea fantasmagorii poate să-și îngăduie omul când e acasă, la birou, odihnit, sau în momente de entuziasm, într-o discuție. Nu însă în fața morții. O închipuire care împacă sufletul e tot ce poate dobândi omul în viață. Placa și închipuirea mea este iubire. Dar bine, omule... Tu vei muri ca dezertor, ca un criminal, nu ca un apostol al iubirii. Criminal. Orice mormânt e lăcaș de iubire, fiindcă... Destul, gata! Încetează, Bologa! Nu vreau să-ți ascult balivernele. Am venit să te salvez și nu să ascult nerozii. Asta se le spui pe urmă, după ce va fi trecut primejdia. Crezi că o viață smulsă prin minciună ar mai avea farmec sau vreun preț, clar. Minciuna care poate salva o viață de om e mai prețioasă decât toate adevărurile. Eu îmi voi face datoria până la capăt. Am să te scap chiar împotriva voinței tale. Va veni acum pretorul pentru o nouă depoziție. Ajută-mă. Te implor. Da. Rămâi cu bine și Dumnezeu să-ți lumineze gândurile. Voință, Bologa! Auzi? Voință! Ilona... Ilona... Ai venit? Cum ai putut să pătrunzi prin ziduri? Prin ușa aia de fier? Ai venit, dragostea mea. Ai venit. De acum nu mi-e frică de nimic. Iubirea le biruiește pe toate. Iubirea învinge totul. Ilona, Ilona, sufletul meu. Nu puteam să nu vin. Nu mai puteam. M-am chinuit atâtea zile și te-am știut. Am venit să-ți aduc mângâiere. Și dragostea. Și dragostea. Și să-ți spun că orice s-ar întâmpla, eu sunt lângă tine. Știu, știu.
știu, Milona, știu. Tu ești singurul suflet. Adică nu, și mama. Da, pe tine te simți tot suflet ca pe lumină, Ilona. Ilona, mai stai, mai stai, nu pleca. Nu trebuie să plec, dragul meu. Nu mi-am bătuit să mai rămân. Dar eu sunt numai lângă tine. Sunt mereu aici. Nu, 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 mai stai, mai stai, mai stai, nu pleca, Ilona. Nu, Doamne, Doamne, scrisoarea de la mama, sărmana mama, îmi scrie aceleași lucruri fără de schimbare împietrit în timpul de la Parva. Pălăgieșu se tot laudă cu răul ce mi l-a făcut. Ce rău mai poate face cineva acum? Marta o consideră tot mamă. Marta. Beată mamă. Mamă. Iar știa în ce primești de mă spate acum. Când va afla vestea, nu, trebuie să o afle de la mine. Să afle bărând că tot ea mi-a alinat inima în ceasurile din urmă, ca și în cele din tâi ale vieții mele pământești. Să cer hârtie, hârtie și cerneală. Să-mi scriu testamentul? Cum testamentul? De ce? În curând voi fi îngropat în pământ, iar mintea nu-mi va mai naște niciun gând. Voi muri negreșit. Peste câte ori? Și încă nu mi s-a comunicat sentința. Și procesul ăla din care n-am înțeles nimic, la care parcă n-am fost eu, în care parcă nu era vorba de mine. Numai Clapca s-a zbuciumat. De ce nu vine păretorul? Cel puțin să știu. Dumnezeu știe ce poate aduce ceasul. Sentința va fi executată imediat. 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 Dar ora. De ce îmi spune ora? Conform sentinței, conform degradare, unica mediată, haine. Ai vreo dorință? Eu, noi, conform legilor, orice dori. În clipa... De ce n-au încuiat? De ce n-au pus lacul? Am venit într-un suflet, că în lunca... Nu se știa ce s-a întâmplat cu tine. Părinte, prietene Constantine. M-am pomenit spre seară cu fata lui Vidor să mă cheme de grabă să te binecuvântez. O, inima omului. Dar Ilona venise din capul ei la mine. Domnii de aici hotărâseră să-ți trimeată un preot militar. Părinte,
Părinte, am vrut să-i scriu mami și n-am fost în stare din pricina. Te rog, vestește-o tu, Constantine, pe urmă, după ce voi fi... După ce... Spune-i tu cum am... Să aibă grijă de logonica mea, de Ilona. Să aibă mare grijă, că cele amândouă mi-au sădit în inimă iubirea. Și din iubirea lor mi-am întruchipat credința. Te rog, în mijlocul tuturor ispitelor vieții, ai rămas fiul părintelui tău, apostole. N-ai uitat învățăturile lui și le-ai purtat pururea în sângele tău fierbinte. Ți-aduce aminte cum îi spunea? Niciodată să nu uitați că sunteți români. Vitregiile vieții îndoaie sufletul omului, dar nu pot smulge din trânsul rădăcinile cele nepieritoare. Viteaz este acela care se jerfește de bunăvoie pentru neamul părinților săi. Pentru neamul părinților săi. Da, Constantin. Da. Să nu mă uiți. Ați ascultat Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu. Apostol Bologa Ion Caramitru. Pretorul Constantin Brezeanu. Generalul Forieterle, artist emerit. Clapca Ion Marinescu. Petre Andrei Codarcea. Protopopul Ion Ilie Ion. Mama Clodi Bertola, artistă emerită. Iosif Bologa Nicolae Botez. Marta Rodica Tapalagă. Gros Tudorel Popa. Cervenco Nicolae Pomoje. Varga Corado Negreanu. Rodovica Dorina Lazar. Ofițerul român Mircea Cosma. Ilona Tamara Crețulescu. Tohati Florian Pitiș. Pălăgieșu Mircea Angelescu. Boteanu Mihai Velcescu. Plutonierul Mihai Mereuță. Sublocotenentul Emil Hosu. Soldați Mircea Medianu, Pompiliu Rădulescu, Mihai Stoienescu, Cristescu Lungu, Decebal Celea, Nicolae Crișu. Povestitor Val Sândulescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.